Now, football. English Premier League. Salutare prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție Fantasy Football Englez. Sunt Călin Mateș și împreună cu mine Andy Stănescu să discutăm despre ultima etapă înainte de o nouă pauză, etapa 7, Fantasy Premier League, înainte de pauza internațională. Ne oprim din nou. Ce spui, Andy? Ultimul tun înainte de un nou fiasco, probabil, că Dumnezeule ce a fost la întoarcerea din pauza anterioară, cine știe ce ne paște și acum. Nu se mai întorc decât antrenorii, care oricum nu pleacă nicăieri, adică cu ăștia o să rămânem. Deci o să fie foarte interesant, dar așteptăm să vedem oricum carnagiul la început, prin echipe sunt plin de stegulețe roșii și pe la noi, se anunță minusuri sau wildcard-uri, nu știu cum scapă lumea din strâmtoarea asta de acum dinaintea pauzei, dar o să vedem câte provocări avem înaintea etapei. Însă, înainte să ajungem să discutăm despre Fantasy Premier League, despre ceea ce se întâmplă aici, în primul rând să vă arătăm că suntem în luna octombrie și am reușit să atingem 1344 de abonați. Acolo la vreo 650 ne apropiem de a merge la următoarea bornă de 2000 de abonați, așa că vă invităm pe toți cei care ne urmăriți și încă nu sunteți abonați, puteți ajuta la urcarea înspre această bornă când vom mai face o rundă de premiere pentru cei care sunt împreună cu noi pe canal. Dar pentru că am vorbit de premii și de premiere, miercuri seara, în cadrul unei proceduri pe care, pe bună dreptate, o numim mult prea transparentă, 6 oameni au devenit câștigători cu ocazia împlinirii unui an de la primul episod de pe canalul fotbalenglez.ro. Și această ocazie marchează și revenirea asistentului nostru Harald, care iată ne ajută să prezentăm cei 6 câștigători. La extragerea de miercuri seara, pe canal a rămas și acea extragere, multe interese la mijloc, multe lucruri care, bineînțeles, au stârnit rumoare și au băgat îndoiala între cei care se uitau că, domnule, nu este totul atât de curat, dar ne-am expus la asta când am făcut totul mult prea transparent, pentru că a devenit evident că ascundem ceva, nu? Da, pe cu cât ai mai multe de ascuns, cu atât mai transparent te prezinți, așa este. Iată trei cărți pe care le-am oferit, sunt cartea lui Jurgen Klopp, dedicată lui Jurgen Klopp, Fotbal în ritm de heavy metal, câștigătorul este Daniel Simion, fan Liverpool, apoi îl avem pe Cristian Constantin, care a câștigat cartea Febra stadioanelor, fiind fan Arsenal, este o carte care se potrivește foarte bine. Apropo, Cristian Constantin este din Marea Britanie, acolo să-i trimitem premiu, va fi foarte interesant. Mădălin Tudor, un alt fan Arsenal, a câștigat cartea Football and Fascism și cu asta s-a închis capitolul de cărți pe care le-am pus la premiere și am trecut la cele trei premii mari, valorice, într-adevăr, voucherul de 50 de lire, câștigat de Răzvan Ungur, și fan Manchester United, Răzvan Ungur, da? El a și primit, este primul care a primit premiu pentru că a fost ușor, doar de dat un forward acestui voucher pe mail și oricum toți 6 au fost contactați, găsiți, confirmați și de asta am și publicat lista. Octavian Pădurean, omul care a stârnit o rumoare incredibilă, ceva, așa ceva nu s-a mai văzut, de 2 ori a ieșit din urnă la rând pentru a câștiga rucsacul Euro 2020 original pe care urmează să-l primească. Și marele premiu, după ce a reușit să iasă din căciulă de 3 ori, din găleată, mai corect spus decât din căciulă, Rareș Popescu, fan Liverpool, care și-a ales tricoul cu Liverpool, evident, este deja în drum spre România acest tricou și mai apoi o să-l direcționăm înspre el. Andy, încă un suspin din partea ta, ți-a căzut greu să vezi toate premiile astea mergând așa și nereușind să ne facem parte la nimic. Păi da, de la fiecare trebuia să luăm câte ceva. Acum aș obiecta că marele premiu este de fapt rucsacul, e rucsac de 500 de euro, de fițe, costă mai mult decât un tricou. Iar Răzvan Ungur s-a scos, să știți, poate cumpăra chiar tricoul ăsta de antrenament pe care îl poartă Harald, care e singurul reușit din gama de textile scoase de Manchester United de anul ăsta, cu toate că are o culoare care nu prea are legătură cu noi, dar e singurul tricou așa mai răsărit, decent,
pe care îl avem și costă, din câte știu, sub 50 de lire ăsta de antrenament. Ei, bun, dacă îl luați direct de la producător. Poate să aleagă de la orice. Sports Direct. Așa, orice dorește, poate să aleagă de pe site. Are voucherul, a intrat în posesia lui și, apropo, valabilitatea acelui voucher, Andy, este de 24 de luni. El poate aștepta inclusiv ca Mike Ashley să vândă Sports Direct, nu numai Newcastle, și să ajungă să cumpere de la alt patron. Mai nu cred că vinde Sports Direct, el vrea să vândă echipa. Exact, Newcastle e de vândut, nu Sports Direct. Acolo se fac bani așa cum trebuie. Newcastle cere bani, Sports Direct produce bani. Știe Mike Ashley de unde vine cașcavalul. Bun. Cu asta, fraților, îi felicităm pe cei 6 câștigători, îi felicităm pe toți cei care s-au înscris în tragerea la sorți. Am avut 170 de oameni înscriși în această extragere cu un mare număr de bilete și înscrieri cu o săptămână mai devreme. Cu neamuri, cu tot, da. Așa. Și ne bucurăm că am putut să oferim momentul ăsta la un an de activitate aici pe canal. Și acum, Andy, o să mergem mai departe. O să vorbim despre etapa trecută, despre etapa 6, care a fost una destul de mult a suferinței, câtă vreme știm că de câte ori este o medie mondială sub 50, lumea a suferit. A fost 43, greu, greu de dus o asemenea medie, multă lume a scăpat abia la mustață, unii au avut dezastruoasă etapa cu totul, că dacă este o medie de 43, știi foarte bine că sunt și oameni cu vreo 20 pe acolo, pe undeva. Adică media aia nu se face între cei cu 70 decât dacă sunt și din aia cu 20 sau cu rezultate dezastruoase. Iar pentru noi, hai să vedem cum am reușit să trecem peste. Hai să mergem întâi înspre echipe, să vedem pe rând fiecare cât a făcut sau de fapt trecem direct la rezultatul ăsta, care ne arată după 6 etape cum stăm amândoi. Etapa 6, media de 43 de puncte. Amândoi am făcut un minus 4 pentru a ne așeza pe această etapă și putem spune că am ieșit bine. Am ieșit peste medie, amândoi cu tot cu minus 4. Eu 45 neto, cum ar fi zis Nea Giovanni. Neto. Tu ai 51 neto după etapa asta cu 55 minus 4. În clasamentul mondial pentru etapa cu numărul 6, eu am ieșit pe 2.300.000, tu ești pe 1.100.000. Iar în momentul de față totalul de puncte pentru noi doi este 381 la mine, 400 la tine. La nivel mondial suntem acolo, eu am stagnat oarecum, sunt doar vreo 60.000 de locuri în mișcare cu săgeată roșie, 1.082.000, în vreme ce tu ești la 557.000 cu săgeată verde, cu o urcare pe care o vedem acolo la 80.000 de locuri în dreptul tău. Deci cătinel, te duci bine frumos spre primii 500.000 și vin și eu așa, încerc să țin pasul, dar etapa asta se anunță una destul de complicată și sunt curios cum o să ieșim din ea. O altă etapă cu minusuri la mine este da și pot să anunț din start că sunt în momentul ăsta, acum când înregistrăm, sunt cu un plan de a face minus 8 pentru etapa cu numărul 7. La tine cum e? Da, lasă că a crescut PIB-ul României, în schimb. Așa am aflat de la guvern și mai vine și o avalanșă de bani. De la UE, mă gândeam să mă mut la etajul 10 sau nu, Doamne ferește, să mă lovească avalanșa asta de bani, să pățesc ceva în următorii ani. Da, neașteptat de bine am început acest sezon, dar nu-i nimic. O să vină și etapele alea nasoale, prin iarnă. Să ne ducem înspre punctele pe care le-am făcut. Hai să vedem cum au arătat, de unde au venit aceste puncte în dreptul tău. Ia uite. Aici suntem cu 55 de puncte, cum spuneam, cu minus 4. Transferurile tale au fost Vardy și Cody pentru Dinie și Tony. Da, acum Dinie și Tony au făcut 10 puncte împreună. Amândoi au returnat. Eu i-am ținut pe amândoi, tu i-ai dat pe amândoi. Deci ai fi avut 5-5 cu ei doi, dacă n-ai fi făcut, dacă mai adaug și un minus 4, însemnau 14 puncte neto pe care ai fi făcut cu ei, că ți-ai asumat și un minus 4. Ți-au ieșit 14 puncte cu oamenii ăștia alți? Vardy mai mult, și Cody, 17. Ți-a ieșit, a ieșit pe plus. Și vezi ce povesteam noi săptămâna trecută, dacă aveai atât de multă încredere în Vardy pentru a face și minus 4, merita și varianta de a-l pune capitan. Nu din startul meciului, după ce s-a întâmplat în startul meciului, că a început cu un autogol. Da, păi eu de asta mi-am exprimat dorința ca FPL să ne lase să modificăm și în timpul meciurilor.
măcar capitanul să-l punem pe la pauză. Așa? Cum fac ăia care pariază împotriva propriilor echipe, patronii de echipe din Liga a doua din România. Aia, știți cum pariau ăia cu laptopul. No. Da. No, nu cred că se întâmplă așa ceva. Echipa ta a fost în GSP, cu poze cu tot. Echipa ta a fost cu Sanchez în poartă, Alexander-Arnold, Rudiger, Cody și Cresswell. Deci, iată, transferul tău a fost cel care a dus clean sheets-ul în etapa trecută. Cresswell, oricum, a fost o intrare automată pentru tine, Bissouma fiind omul care n-a jucat nimic și Cresswell ți-a intrat de pe bancă cu 2 puncte. Gray, 6, Salah, capitanul, cu 14, Jota, 7, Benrahma, 3. Ronaldo, 2 puncte, multă lume năcăjită după etapa asta. Au fost mulți cu mulți cu căpitania pe Ronaldo în meciul cu Aston Villa. Și Vardy, 11 puncte pe bancă, nimic, 0 kill, pur și simplu tot ce s-a întâmplat pe banca ta, 0-0 absolut, nimeni, și cred că de aici pornește nevoia ta de privatizarea echipei, sau cum să-i spunem, că era momentul ăla în care trecea din proprietatea statului spre privatizare cu un wildcard, sau cum? Da, ce mișto s-au făcut privatizările la noi, da. Trebuie wildcard, că pe lângă ăștia înroșiți mai am și niște loaze care nu mă ajută în etapele următoare, da. Așa că îl voi face. Complicat, într-adevăr. Bun. Deci asta este situația la tine și, cum spuneam, ești pe aproape de primii 500.000, sau cum ar fi spus Mircea Lucescu dacă l-ai fi întrebat, ești în primii 500.000, evident, în momentul de față. Da. Păi a zis și acum cu Bayern München că au jucat foarte bine și că până să dea golul am fost egal cu ei și la gol a fost greșeală de arbitraj. Cu alte cuvinte, s-a terminat 2-2, dacă nu s-a terminat 5-0 meciul cu Bayern. Lucrurile sunt evidente, nu știu de ce toată lumea încearcă să mai creeze diversiuni, dar este cât se poate de evident. 49 de puncte în dreptul meu, minus 4, hai să vedem pentru cine am făcut. Target out, Livramento in, Obafemi out, Dennis in. Deci ceea ce am făcut eu a fost să am niște jucători cu care un punct Dennis, Livramento n-a avut nicio treabă cu asta și Target a și făcut 6. Eu am vrut numai să am jucători de lot, să am fiu oameni cu care să fac echipa. Și adevărul e că Livramento, 2 puncte, a intrat de pe bancă și mi l-a blocat pe Smith Rowe, care a rămas cu 12 acolo. Asta putea să-mi schimbe total etapa, numai ca să înțelegem cât de aproape ești la o decizie de a-ți schimba dramatic etapa. Aș fi avut cu 10 puncte în plus și lucrurile stăteau pe verde, liniștit și cu o urcare în primul milion fără niciun fel de problemă. Dar s-a întâmplat așa, Livramento a urcat în locul lui Bamford în echipă și Smith Rowe a rămas pe bancă. Derbiul cu Tottenham a adus prestația asta de kilogramă pentru Smith Rowe. Altfel, pentru mine, Foster a fost alegerea corectă la discuția cu Sanchez. 3 puncte Foster, 2 puncte Sanchez. Deci un punct măcar acolo s-a câștigat. Apropo, fiecare punct a contat într-o etapă de genul ăsta. Indiferent cum ai ales, chiar fiecare punct a făcut o diferență. Alexander-Arnold, 1, Tierney, 2, Digne, 5, ai, slavă Domnului că s-a scos puțin la meciul ăsta cu Norwich, dar a fost aproape să ia roșu. Sar, 9, Bruno Fernandes cu penalti ratat, fraților, 0, așa. Da, nu mai pupă. Toată lumea care l-avea pe Bruno se bucura în ultimul minut când auzea, domnule, nu numai că e penalti pentru United, dar și bate Bruno. Bun, a avut o șansă să treacă de la 2 puncte la 0. Asta a fost șansa penaltiului. Salah, 14, dublat, capitan, Jota, 7, Dennis, 1 și Tony, 5. Asta este situațiunea, fraților, deocamdată suntem aici. În cazul meu, dacă mă uit la echipa pe care aș putea să o aleg, ia uite aici ce se întâmplă. Asta este parte din motivul pentru care înclin înspre minus 8, pentru că voi rezolva problema lui Alexander-Arnold, a lui Bamford, și o să-mi rezolv și problema unui capitan. Dacă mă uit în echipa asta, ce să fac? Joc cu Bruno capitan în meciul cu Everton. Normal că nu merge așa. Așa că înclin înspre, în direcția asta, și voi juca și cu Dini în meciul cu Man United. Asta va fi o altă minune, că dacă fac acest minus 8, îl fac cu un fundaș, un mijlocaș și un atacant. O să fac câte un transfer în fiecare compartiment și încep să aduc ceea ce îmi trebuie pentru termenul mai lung. Să vedem. Da, eu am alt plan. Vreau să-l aduc pe Chris Lemne și să-l pun și capitan.
pentru că o să o folosească pe doamna Delia fix pe post de butuc de spart lemne. Excelent. O pune capră, mă rog, nu vă gândiți la prostie, și sparge lemne pe ea. Cred că e o, cea mai bună alegere etapa asta, că nu prea ai pe cine să pui capitan, că Salam, Mo Salam e cu Manchester City, cam greu să le dai gol, și asta nu înseamnă că nu poate să le dea. O, posibil să deie, iar Ronaldo, săracul, el ar da, dacă i-ar și pasa cineva. În câtă vreme îl ține vârf, nu prea are șanse nici să se lipească la gol, că n-ajunge mingea acolo unde stă el. Trebuie să coboare până în propriul teren, să-și o ia singur. Așadar, vedeți aici pictogramele de deasupra, ne arată că eu sunt pe săgeata roșie, în etapa asta 1.082.000 locul, Andy este pe săgeata verde și ne uităm și la echipa etapei 6, să vedem cine a fost acolo, care ar fi fost alegerile cele mai bune. Jose Sa, fraților, care a dat și pasă de gol portarului Wolverhampton. Da, bă, frate. 14 puncte, minunată etapă pentru el. House, Colby era să dea House. Și Sanchez, să știi, da. Asist. Da, de ce nebunie ce au făcut portarii etapa asta. Au început-o mai mult portarii să se ia după Ederson de la Manchester City să înceapă să dea cât mai multe asisturi. House, Courtney House, 15, Cancelo, 12 puncte, Keane, 8, apoi mijlocul cu, uite, doi oameni de la Arsenal, Bukayo Saka, Smith Rowe, 13 și 12 puncte, Ducure 11, Janelt 10, Townsend, uite-l acolo cu 10 puncte, Vardy 11 și Mope 9. Subliniez reușita lui Townsend pentru că a fost în propunerea noastră de echipă free hit pentru etapa trecută. Adică, iată un nume care a fost bine țintit acolo. Ce spui despre echipa asta? L-ai avut pe Vardy și te-ai dus special pentru Vardy făcând un minus 4 etapa trecută. Toate felicitările pentru inspirație. Păi da, pentru că v-am spus, știm, în prima parte a sezonului bețivanul ăsta face puncte după care puteți uita și acum vreau să-l folosesc. Mm-hmm. Deci asta a fost echipa etapei, în etapa cu numărul 6. Să ne uităm înspre echipa sezonului, cum arată cei mai buni jucători din sezon după cele 6 etape jucate. Hai să-i vedem, ăștia sunt, fraților, superlativele momentului. Alisson în poartă, 34 de puncte. Cancelo, 44, a devenit cel mai bun fundaș la nivel de puncte în momentul ăsta. Alonso este pe 2 cu 39. Diaz are și el 39 și Pinnock de la Brentford, fraților, are 36. Observăm că dispare Alexander-Arnold, deja din lista asta, și din multe loturi s-ar putea să dispară, pentru că semnele sunt că la noapte, noaptea de vineri spre sâmbătă, urmează să pice în preț de la 7.6 la 7.5. Da. La mijloc, Salah, jucătorul cu cele mai multe puncte în actualul sezon, 57, și Andy, cred că aici putem discuta cât de ușoară devine viața când alegerea capitanului este ceva mai ușoară, să joci cu Salah, pui banderola și uite, ai jucătorul cu cele mai multe puncte. Doar că etapa asta 7 o să aibă meci cu Manchester City și ne dă mai multe de gândit pentru etapa care vine. Păi fără Mo Salah în echipă nu urci la final nici măcar în primul milion, că am făcut eu experimentul ăsta sezonul trecut. Păi, dacă nu iei deloc... Trebuie să fii foarte inspirat, trebuie să fii foarte inspirat, să ai un noroc dintre ăla tot ce... Tot ce inventezi să-ți iasă în fiecare etapă, să poți să acoperi ceea ce produce Salah. Și mă refer aici în special pentru oamenii care îl pun capitan în fiecare etapă, să poți să ții pasul cu toți oamenii care îl folosesc capitan, că nu e doar punctele pe care nu le faci tu, sunt și punctele pe care ceilalți le fac avându-l în echipă. Ben Rahma, 42, Sar, uite că Sar a ajuns în echipa sezonului, 39, l-am avut din prima etapă, este ok. Ducure, 38, Antonio, 47 și Vardy, 40. Comentarii și aici? Nu prea am ce comentarii să fac. La Mo Salah te aștepți să fie printre primii, la fel și la Vardy. Diaz a făcut multe puncte și în sezonul trecut. Cancelo, Alisson. Sar, ăsta este o surpriză. Pentru că vine de la Watford, nu că n-ar fi el bun. Da? Nu te așteptai venind de la echipa aia să facă atât. Eu l-am pus, îl țineam minte din sezonul Premier League înainte să pice. L-am luat din etapa întâi, dar... În momentul ăsta cred că s-a terminat călătoria pentru Sar. Cine era de să-l ia era pentru eventual etapa asta. Adică cine face un plan doar pentru etapa asta îl poate pune pe listă.
îl avem, o să vedem, ajungem și la echipa recomandărilor Free Hit, doar pentru etapa 7 și sigur recomandările Wild Card la final pentru un termen mai lung. Toate astea le avem la finalul ediției, după ce vă prezentăm argumentele mergând din lot în lot și povestind despre ce se întâmplă acolo. Așa că, fraților, asta a fost etapa cu numărul 6, cu concluziile pe care le-am tras după. Mai trebuie să ne uităm în mini-liga noastră, să vedem ce se întâmplă acolo la fotbalenglez.ro, cum se dezvoltă situația, care mai sunt noutățile. Ia să vedem. Să mergem înspre mini-liga noastră și ne lămurim ce fac oamenii. A făcut 19 puncte, cred. Cred că începem să devenim ridicol că îl pomenim. Adică trebuie să ajungem la un punct în care să pomenim doar oameni care se ridică la un anumit nivel. Nu mai e cazul să urmărim parcursul lui, dar mai vedem. Îi mai dăm câteva șanse să vedem. Oricum, Tauri Asasini, echipa care a condus mini-liga și în ediția trecută, au rămas acolo, la fel ca și Recolta Star Chiojd, echipa de pe locul 2, Cristian Anton Fiță, liderul nostru, și Stanila George, al doilea clasat în mini-liga noastră, diferența de doar un punct între ei. N-au avut etape fabuloase, dar peste medie, în orice caz, amândoi, să vedem unde este echipa liderului în primii 2000 la nivel mondial. 1893. Foarte bun. Da. Excelent. Felicitări în primii 2000. Să o țină tot așa, să fim acolo la vârf cu ceea ce avem în piramida noastră acolo la sus de tot din partea lor. Florentin P. urcă pe locul 3 cu Arsenie Boca Juniors, 58 de puncte și l-a ajutat să urce. Este acum la doar 9 puncte în spatele liderului. Mircea Soțan, 72 de puncte, uriaș scor într-o astfel de etapă, 72 de puncte, nu știu dacă are minusuri, n-are nici măcar un minus, deci este neto, 72 de puncte, așa că fabuloasă etapă pentru Mircea, Flying Pigs, locul 4 urcând după acest scor, Ștefan Vasile, metalul frăsinet for the win, locul 5, rămâne acolo, 50 de puncte pentru el. Îl avem pe Cristian Stan, For the Glory, locul 6, Cosmin Ciortan, locul 7, în staționare, 52 de puncte, Bogdan Chirilă, 44, a coborât pe 8, Bruno the Goat, Bruno's Red Devils, 57 de puncte, urcă pe 9, și Ungur Răzvan, omul nostru care a luat voucherul, ia uite-l, aici este locul 10, Brucio, da, 64 de puncte și a reușit să urce bun în top 10. Unde suntem noi, Andy? Eu sunt pe 166, în vreme ce tu ești pe 96. Deci, acolo, începem să mișcăm prin zona, suntem încă departe de discuție. Hai, cu egalarea! Da. Suntem departe de discuție. Este o mare remontada pe care trebuie să o punem în scenă în etapele următoare. Tu o să ai prima șansă, da? Dacă zici că joci wildcard-ul etapa viitoare. Da, joc de nevoie, că altfel aș mai fi ținut. Așa, ia să vedem. O să sufăr la iarnă. Hai să ne uităm acum, Andy, prin decembrie. Să ne uităm ce am recomandat noi pentru cele două echipe, Free Hit și Wildcard, etapa trecută. Pentru că din etapa trecută am început să le spunem oamenilor cele două variante de echipă. Dacă sunteți focusați pe o singură etapă, apropo, nu-i spunem nimănui să joace Free Hit. Ne-a scris unul dintre urmăritori: am activat Free Hit-ul, am jucat echipa. Zic, da, bă, frate, stai așa puțin, asta este o echipă de termen de o etapă, să te ajute să iei câteva nume sau ceva. Bun, dar a ieșit bine. Pentru că, uite, dacă a jucat exact echipa noastră, pot spune că s-a rezolvat destul de bine. Sunt 69 de puncte pe care echipa Free Hit le-a scos. Într-o etapă cu o medie de 43, a ieșit extraordinar. Schmeichel în poartă a fost călcat în picioare de Burnley. Alexander Arnold și Duffy n-au făcut mare lucru pentru Liverpool și Brighton, însă Dini a scos 5 puncte, după aia mijlocul a venit absolut tot. De la mijloc în sus, un singur om nu a livrat, Ronaldo, în rest absolut toți. Salah, capitan, 14, Sar, 9, Townsend, uită-l pe omul nostru, găselnița de etapă, 10 puncte, a bătut penalti, Demarai Gray, 6, Antonio 8, Vardy 11 și Ronaldo 2, un total de 69 de puncte dacă ar fi jucat cineva Free Hit, dar noi facem aceste recomandări pentru a vă ajuta să alegeți un jucător într-o etapă, nu neapărat să vă recomandăm să jucați Free Hit în etapa care vine. Uite și pe Omobamidele ăsta, Miria Podul. Pus acolo să completeze bugetul, sigur, să completeze bugetul, niciunul dintre ei n-aveau treabă.
Dar Foster, uite că putea să fie titular Foster, a scos 3 puncte, rezervele sunt ca de obicei doar să completeze lotul pentru o astfel de echipă, ne interesează titularii, cele 11 recomandări pentru o etapă. Așa că 69 de puncte, am lovit bine această recomandare de variantă de o etapă, pentru etapa cu numărul 6, chiar într-o etapă foarte complicată, în care te puteai încurca destul de mult. Hai să vedem cum a arătat recomandarea de wildcard, dacă ai fi jucat wildcard-ul etapa trecută și te pregăteai pentru termen mai lung. Aici este într-adevăr o discuție mai interesantă. Echipa wildcard a scos totuși 61 de puncte, Andy, chiar dacă ne-am pregătit pe termen mai lung, chiar și așa a ieșit un 61 de puncte. Mult, mult peste media de 43. Foster l-am pus în poartă față de Mendy, portarului Chelsea, care am zis că poate deveni titularul celor care jucau wildcard etapa trecută, trecea de meciul cu City și acum poate fi titularul celor care au jucat wildcard etapa trecută. Apoi Alexander-Arnold, Duffy, Reece James. Reece James a fost, v-am spus, l-a dat cu banul între el și Rudiger. După ce s-a accidentat Reece James etapa trecută, deja alegerea este simplă. O să vedeți și în recomandarea wildcard de etapa asta. Reece James a dispărut, Rudiger este omul care e recomandarea în momentul ăsta, pentru că s-a accidentat. Păi da, eu de când tot vă zic să-l luați pe Rudiger. Mijlocul ăsta, uite acolo, cu toată lumea livrând, Salah, capitan, Rafinha, 8, Jota, 7, Sar, 9, Gray, 6, tot mijlocul a livrat, în vreme ce în atac Lukaku era evident o investiție în etapa trecută pentru a evita creșteri de preț și pentru a te pregăti pe termen lung pentru etapele care vin. Lukaku nu a produs ceva în meciul cu City, dar toată lumea va căuta să-l aibă probabil pentru etapa asta. Și Antonio, 8 puncte, în vreme ce pe bancă vă spuneam că am păstrat un jucător care ar putea să devină util, Joshua King de la Watford, care a dat o pasă de gol și a avut 5 puncte, în vreme ce ceilalți erau pentru planificarea de termen lung, Livramento și Ben White, 2-2 puncte au scos și ei în etapă. Ia uite, am început cu dreptul, să zicem, recomandările astea, ambele echipe bine de tot peste medie pentru cei care ar fi luat din recomandările astea. Da, bună. Bună echipă, dar acum trebuie să se schimbe un pic. Păi o să vedem. La finalul episodului. Finalul episodului, da. O să aducă recomandările pentru ceea ce s-a întâmplat între cele două etape. Mereu apar accidentări, suspendări, noutăți, jucători care redevin disponibili. Orice se poate întâmpla și mereu planificarea se schimbă. Acest plan era valabil pentru cei care mergeau cu informațiile din etapa trecută. O etapă în care nu recomandam să jucați wildcard, la fel cum nu recomandăm să jucați wildcard etapa asta, pentru că vă expuneți haosului care poate veni după pauza internațională și să fiți fără wildcard. Dar dacă sunteți nevoiți, dacă simțiți că ar fi prea mare sacrificiu să nu jucați etapa asta, o să avem recomandări de wildcard la final, să vă spunem care ar fi jucătorii pe care i-aș selecta eu, pe cine aș recomanda dacă jucați wildcard. Andy, cu asta putem să punem Batista pe țambal, liniștit, etapa 6 s-a dus. Ultimele comentarii legate de ce am petrecut în weekendul care s-a dus? Sunt mulțumit. A ieșit bine. Am scăpat cu viață din etapa asta. Cea mai nasoală de până acum. Bun. Și acum ne vom duce înspre etapa cu numărul 7, după care sigur va veni și pauza. Deci, etapa cu numărul 7, o vedem aici, vom avea un pachet de 6 meciuri sâmbătă și 4 meciuri duminică. Asta fiind influențat în bună măsură de echipele care trebuie să joace în Europa League, Conference League și toate league pe care UEFA le va mai înființa în anii următori, sfârșind până la urmă probabil ca toate echipele din Premier League să fie într-o cupă europeană în afară de cele retrogradate, probabil. Dar avem șanse și din Championship la un moment dat să meargă echipe în cupele europene, dacă păstrăm trendul, nu? Da. Eu mă uitam cu tristețe că o să vedem doar 5 meciuri din 10. Asta e. Apropo, în România se va transmite Man United, Chelsea în pachetul de la 17, Brighton după aia meciul de seară, se va transmite Spurs cu Aston Villa duminică de la pachetul de 16 și Liverpool cu Manchester City va închide etapa. Astea sunt cele 5 meciuri care vor fi televizate. Păi cam asta va fi ales și noi. Dacă ne uităm pe program, în afara meciurilor care se joacă singure la ora respectivă pe care le alegi by default,
Da, Chelsea cu Sutton și Spurs cu Villa erau de văzut. Ne ducem acum înspre primul meci. Manchester United Everton va deschide etapa 14:30 ora. United vine după o victorie de, nu știu cum să-i spunem, repară ceva victoria asta cu Villarreal din mijlocul săptămânii, că a fost la ultima fază, sfârșitul meciului, chinuit rău de tot. Îți dă încredere că a venit golul ăla pe final sau îți dă mai multă neîncredere că a fost nevoie să stai până în final să obții golul? Da, îmi dă exact ce am avut până acum, adică neîncredere de la începutul sezonului. A fost o victorie foarte, foarte norocoasă. A fost, iar el a jucat mai bine. Au avut și mai multe ocazii. Nu s-a rezolvat nimic la Manchester United. În continuare Smigel bâșbuie. În continuare sunt jucători de care... dar nu știm dacă se va întâmpla așa și în Premier League. Singurul lucru câștigat ar fi că în sfârșit l-a scos pe Pogba în timpul meciului. Mare lucru. Dar până acum nu se întâmplă chestia asta. Poate i-o fi dat Ed Wood și tundă verde să facă ce vrea cu Pogba, dar mă îndoiesc. Așa că nu... Problemele persistă, au apărut tot felul de zvonuri, discuții între Ronaldo și Smigel, dar pe asta aș crede eu, ăla l-a reproșat, că nu joacă destul de repede, nu trimit mingea în față. Asta am văzut și noi. Păi cum dracu să joci repede când l-ai pe Pogba în echipă? Domnul Stănescu, dumneavoastră cum comentați faptul că Paul Pogba este vârful de puncte în momentul de față în lotul lui Manchester United în FPL? Păi asta arată că de slab se mișcă echipa. Dacă luați asta... care dă 10 asisturi pe sezon și cam atât, eventual și un gol norocos, dacă ăsta ajunge să facă cele mai multe puncte, înseamnă că suntem praf. Oricum, din ceea ce avem aici, Paul Pogba, omul care face puncte la fel ca Greenwood, adică noi vorbim aici de 35 de puncte, Fernandes este acolo cu 33, vine Ronaldo din spate cu 21, ușor, ușor. Maguire, în schimb, accidentat. Asta este ceea ce vedem. Doamne ajută! Până după pauza internațională. Păi da, dumneavoastră sunteți chiar atât de bucuros că a dispărut Maguire și intră Lindelof? Da, diferența între este foarte mică. Foarte mică. Atât, singurul lucru pe care l-are în plus Maguire este că atunci când vine la cornere în careul advers, s-ar putea să se izbească mingea de tărtăcuța lui și să intre la ăia în poartă. La Lindelof nu o să vedeți nici atât. Dar pe faza de apărare, la fel, praf și pulbere. Acum, da, suntem de păreri diferite. Eu zic că Maguire aduce ceva mai mult decât poate să pună Lindelof în teren. Dar, așa ar trebui să arate echipa. Cu De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw. Shaw este... cu mare semn de întrebare și multă lume depinde de, depinde de veștile care vin despre Luke Shaw. Bine, sigur, tu o să spui ce gol a dat Tejeș, nu, în Champions League, ca să zici că tot cu Shaw jucă. Dar când vă zic că ăla e pute de talent, băiatul ăla, brazilian sau ce mă sapă gheață, că mi se pare că nu-i portughez, dar pute de talent și știe să se și apere, dar trebuie să-i dai meciuri ca să și intre și el în ritm. Luke Shaw a primit convocarea la echipa națională și era un semn că pare să fie bun de joc în condițiile astea. Pare chiar că Solskjaer a fi spus lui Southgate că liniștit poate să-l convoace, că va juca în weekend. Da, și eu. Da, va juca și eu îl trimiteam de pe acum. Da, ți-l trimit acum, nici nu-l mai joc să-l protejez. Ia-l, tată, ia-l, scapă-mă. Oricum, sub amenințarea acestei accidentări, el deja a picat în preț, multă lume a fugit până să-i pice prețul și l-a și vândut. Foarte bine. De asta a picat la 5,4, mai are 32%, este oricum un ownership imens la nivel FPL și în condițiile astea, multă lume depinde de veștile care vin despre Luke Shaw. În momentul ăsta sunt șanse ca lumea să fie optimistă pentru ziua de mâine. Informațiile sunt și Sky Sports a arătat imagini cu el la antrenament, adică pare că șansele sunt, vezi cum sunt trecute aici 75%, că mai degrabă va juca decât nu va juca. Acum ne lămurim la ora meciului, dar este unul din cazurile care vor fi pentru ora meciului ca decizie. Să vedem în funcție de cum se simte Luke Shaw și ce se va putea face și la nivel FPL pentru manageri. Dar Luke Shaw deocamdată este trecut într-o echipă de start probabilă. McTominay, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba și Ronaldo. Deja este oarecum de la mijloc în sus echipa obișnuită. Încercăm să înțelegem
Sancho pentru ce a fost cumpărat, dacă asta este varianta în care joacă Manchester United. Nu știe nimeni de ce a fost cumpărat Sancho, dar l-au cumpărat. Adică Pogba, nu înțelege, îl pierdem pe Pogba și l-am luat pe Sancho. Din ce am văzut în analiza dinainte de această etapă, lumea spune, domnule, Solskjaer se chinuie să-i bage pe toți ăștia 5 într-o echipă care nu poate funcționa cu toți 5. Cineva tot va rămâne pe din afară și în momentul ăsta pare că cel mai omul care a tras bățul scurt până acum este Sancho dintre ăștia din față. Păi nu e bun de nimic, am și anticipat. Problema fiind că acolo reapare Rashford în curând și situația devine și mai complicată. Martial între timp s-a și cerut afară de la echipă să îi se găsească, domnule, ceva variantă, că nu mai este în regulă ce se întâmplă. Martial, bineînțeles. Martial cred că a fost ultimul care a înțeles ce s-a întâmplat în ziua în care a fost anunțat Cristiano Ronaldo. El trebuia să știe din secunda aia ce se întâmplă mai departe. Va avea un rol periferic până când Ronaldo este în echipă, cu siguranță. Eu zic să îl dăm lui Olas. Că Olas și-a mai luat țepe de la echipele din Anglia. Să îl dăm la Lyon. Deci, dar nu cred că are nevoie de el. Păi Martial o fi înțeles ce îi se pregătește, dar dacă nu-l vrea nimeni, aici este problema. Deci, oricum este de văzut ce se întâmplă mai departe, pentru că e bine că are opțiuni Solskjaer, dar nu știu dacă îi ține mulțumiți pe proaste, cu toate. Varianta pe care, cu variantele pe care le folosește în momentul ăsta. Hai să vorbim despre oropțitul weekendului trecut, Bruno Miguel Borges Fernandes, ăsta este, da? Să știți că are puține nume totuși pentru un portughez, adică ne așteptam să mai fie vreo 6, că știți cum sunt ăștia futuri. A avut banderola de capitan în mijlocul săptămânii, s-a simțit că e nevoie de oblojirea sufletului lui Bruno Fernandes, a primit banderola, a dat pasa de gol pentru Teieș, lovitură liberă ridicată pentru voleul lui Teieș, am văzut frumos, frumos, a văzut conexiunea portugheză, da? Dacă erau amândoi români, pur și simplu se închideau posturile de televiziune de sport la noi. Dacă se întâmpla o astfel de fază, un român să ridice așa mingea pentru voleul altui român în Champions League. Dumnezeule! Da, s-au vorbit între ei. Asta e, dacă tot i-ai adus și cu Teș în echipă cu Bruno și cu ăsta cu Ronaldo, vorbitorii ăștia de portugheză, ăștia trei ar putea să-ți facă o grămadă de faze mișto, da? Vorba ta, va juca cu Luke Shaw. Știți de ce? Smigel, mămăliguță ăsta de Solskjaer, se simte, el e și sentimental un pic, se simte legat cumva de Ferguson prin acest Luke Shaw. Dar nu se poate despărți de el. Acum, dacă te uiți la programul ăsta, este momentul de a sări de pe orice jucător care este la Man United. Încă în etapa asta mai poți rămâne, pentru că în meciul ăsta cu Everton vorbim despre o variantă a lui Everton foarte lovită de accidentări. Am aflat că nu revine Calvert-Lewin, am aflat că nu revine Richarlison, sunt mari probleme de lot în continuare. Ai zice că apărarea lui United, dacă nici așa nu se descurcă, cu o echipă care nu are atacanți, nu știu când se va descurca, adică ăsta ar fi meciul în care măcar un clean sheet să vină pentru Man United. De-aia era multă lume năcăjită pe faptul că Shaw ar lipsi tocmai în meciul ăsta. Că de aici putea să vină un clean sheet, pentru că Shaw nu a dat atât de multe rezultate de la începutul sezonului până acum pentru cei care l-au cumpărat la start de campanie. Clean sheet, eu zic să vă luați gândul. Dacă vă uitați la echipa asta probabilă, și probabil că asta va fi cel puțin pe partea economică defensivă, ia uitați-vă, Lindelof și Luke Shaw, Boulevard tăticul acolo, Fred în fața lor, Pogba în față, tot pe partea asta. Ce poți să faci acolo? Acolo se va juca tot meciul. Dacă nu va activa mă tot rău de tot în cap prafa. În zona aia Townsend cred că o să activeze pentru Everton. Să vedem dacă se vor descurca. În orice caz, uitându-ne la meciuri, în momentul de față, Ronaldo nu cred că va fi o problemă niciodată pentru cineva care îl are în lot, pentru că poate să-ți aducă puncte în orice meci. În schimb, trebuie să începi să cântărești câți mai vrei de la United. Bruno este o problemă în momentul ăsta, e parțial spus, pentru că așteptăm să vedem dacă el rămâne la penaltiuri pentru a-și reîntregi moralul, să zicem, da? Că a apărut și varianta asta, posibil, că îl vor ține la penaltiuri ca să nu fie afectat de ratarea pe care a avut-o în meciul cu Aston Villa. Da, e discutabil, pentru că toată lumea se așteaptă Ronaldo să bată următorul penalti. Ar fi foarte ciudat să bată tot Bruno după ratare. Dar
indiferent cum ar fi oamenii ăștia, cu astfel, cu setul ăsta de meciuri, United intră în probabil cel mai complicat pachet al sezonului. Este momentul în care ne cam ducem dinspre oamenilor. Pe cei care rămân cu Ronaldo, probabil sunt oamenii pe care nu îi încurcă faptul că are Ronaldo, nu le încurcă planurile, banii le ajung pentru alte lucruri ce vor să facă în echipă și atunci Ronaldo poate să rămână indiferent de adversar. Dar pentru alții care au nevoie de banii ăștia, să faci un downgrade de la Ronaldo, poate că vor merge spre Lukaku sau poate chiar mai jos, pe la oamenii care sunt și mai ieftini. Lukaku are un program mai bun, o să ajungem și la el. Mm-hmm. Da, dacă vrei să investești cei mai mulți bani în ofensivă, în atac, să iei și pe Ronaldo, eventual și pe Lukaku, asta înseamnă să ai un mijloc slab. Atunci da, dar altfel, până în etapa, până la meciul cu Norwich, că și ăla cu Crystal Palace, vedeți că e greu. Ne-a surprins pe toți Vieira. Eu zic că de aici, ce a făcut. Din etapa 14 poți să începi să-ți faci planuri. Dacă nu din 15 măcar, începi să-ți faci planuri, pui pe Ronaldo acolo vârf de lance și nu mai e treabă cu el până și după anul. Jucăm și acasă. Deci două meciuri, și alea meciuri nasoale. Cu Arsenal și Crystal Palace jucăm acasă. Noi nu știm să construim, că în afară de Bruno nu avem cu cine. Deci, nu, din 16. Trebuie să vă gândiți iar. În orice caz, știm că în FPL și unul dintre secrete este să știi când să ieși și să reintri pe anumiți jucători. Adică secvențele mai puțin grozave și să poți să-ți faci un plan să readuci jucătorii când vine secvența favorabilă. Pare că aici va fi, da? Zona asta 15-21. Asta va fi zona în care o să activez și eu wildcard-ul și ăla va fi, cred, momentul în care o să-l am pe Cristiano Ronaldo în echipă. Acum mai vedem. Accidentări, suspendări, se poate întâmpla orice. Da, cred că na, 15, mai degrabă din 16, da. Ok, să vedem cum ar putea să arate și echipa lui Everton, lovită de accidentări. Deocamdată cam așa arăta. Din nou va fi capul de berbec Rondon acolo în față, dar ne mai lămurim. Până acolo în poartă va fi Pickford, Godfrey, Mina, Keane, Digne, Townsend, ăsta de care spuneam că în zona Luke Shaw cu ăștia îți va activa, poate Gray va pendula tot în zona aia, simțind că acolo va fi și îl va ajuta pe Townsend, adică dacă aș fi Rafa Benitez, așa da, spune. Da, da. Voi doi nu căutați să vă duceți spre partea aia cu Wan-Bissaka și cu Varane. Băgați-vă pe zona asta altă, spre stânga, acolo unde avem pe Shaw și pe Lindelof. Acolo să forțați, da? Poate face o găselniță, Solskjaer, și schimbă pe ăștia între el. Pune pe Lindelof în dreapta să fie ajutat de cuplu dintre Wan-Bissaka și Varane. Să-l lase în mijloc, să nu fie atât de expus facă, împreună cu Luke Shaw. Să facă praf și partea aia, da, ca să fie amândouă. Ducure, Alan, Iwobi, Gray și Rondon pare să fie varianta pe care să o vedem. Iwobi era și el cu mici probleme fizice, dar e clar că e o variantă improvizată. O echipă în care nu-l vezi nici pe Calvert-Lewin, nici pe Richarlison, în momentul ăsta e una de compromis pentru Rafa Benitez, dar ăștia vor ști că trebuie să alerge, că fără ăștia doi în față, Everton va avea o singură șansă să muncească, altfel o vor lua rău. Păi exact pe partea unde e mai slabă United, e mai puternică Everton în momentul ăsta, că Townsend și Ducure sunt acolo. Vorba ta, prafa nu e chiar așa de bătut în cap încât să nu realizeze și o să-i ajute și Gray. Rondon e acolo mai mult așa să vadă lumea că avem, că n-are pe cine pune deocamdată. Dar ăștia trei, Gray, Ducure și Townsend, să vedeți ce or să ne facă. Apropo de Demarai Gray, el continuă forma foarte bună, el a urcat acum la 5,8, este mijlocaș în continuare, un preț foarte bun, dar trebuie să ne uităm la meciurile lui Everton, să ne dăm seama că se cam duce zona bună, tot ce a avut Everton bun în startul sezonului, este Man United, West Ham, mai vine un pachet de două meciuri, Watford, Wolves, n-ar fi exclus să-l trag după mine pe Digne până pe acolo, că am alte priorități în echipa acum. Din păcate s-au accidentat alții și îmi dau alte bătăi de cap. Dar dacă îl trag după mine pe Digne, s-ar putea să-l folosesc și în meciul ăsta cu Watford. Nu știu, să vedem. Nu vor fi, din ce am plănuit eu nu o să am probleme cu banii, așa că nu am atât de mare problemă că Digne rămâne în echipă și poate în pachetul ăsta de meciuri să mai ajute cu ceva. Altfel, nu este un
segment pe care să te duci să cumperi jucători de la Everton. Dacă ai nevoie de soluție de buget, probabil că singura variantă este să-l iei pe Demarai Gray, pentru că n-ai mai mult de 5,8 milioane. La segmentul ăsta de preț, poate doar Gallagher de la Crystal Palace să concureze cu el, dar altfel, pentru cine vrea ceva pe termen mai lung, în zona asta ăștia sunt la capitolul de recomandări. Demarai Gray, Gallagher, ăștia sunt oamenii, sau chiar Smith Rowe, care este 5,3 acum, ăștia sunt oamenii în zona asta pe care să-i iei și să-ți dea mai multe etape, nu doar una. Dar pare că deja Everton, vrem să treacă de secvența asta de meciuri și nu știu, să prindă o altă pajiște mai accesibilă, ia uite aici, 19-26, eventual prin zona asta să începem să ajungem înapoi spre Everton. Da, nici Everton nu... Nu ne interesează deocamdată, au meciuri grele, până la ăla cu Brentford inclusiv, sunt meciuri destul de grele. Pronostic până la urmă între Man United și Everton, ceva ce te gândești că ar trebui făcut aici? Ia gol United în meciul ăsta? Da, eu zic că da, cu apărarea asta, doar să fie iar De Gea să prindă o zi dintre aia, da, dintre alea. Problema e să nu-i tragi de la distanță, nu știu, e foarte greu până la urmă și cu... De Gea, nu știi niciodată. Uneori te salvează, alteori îți face o gafă, îți pierde cheful de viață, dar n-avem, suntem complet descoperiți pe partea dreaptă, așa că nu prea am, n-am mare încredere. Singura noastră șansă ar fi să ne urcăm pe ei din primul minut, să punem presiune, ceea ce n-am reușit să facem niciodată cu nicio echipă până acum. Dar să presăm acasă, din primul până în ultimul minut, să nu le dăm timp să construiască. Domnule, ce spuneți de meciul următor între Burnley și Norwich, unde anticipezi... Aici, tată! Anticipezi violență domestică la cel mai înalt nivel, da? Burnley cu Norwich, spectacol de coadă de clasament, pentru că echipele nu sunt în zonă foarte grozavă, nu o duc foarte bine și ambele vor avea nevoie să tragă în meciul ăsta, să vadă ce poate să scoată. Adică vine aici Daniel Farke, cel mai rapid vorbitor de limba engleză în accent german. Daniel Farke aici joacă destul de multe din opțiunile lui. O să vorbim despre Norwich în segmentul al doilea, după ce ne uităm pe lotul lui Burnley. Dar este un meci de balon de oxigen. Dacă rămâne egal aici, se încurcă ambele echipe. Nimeni nu obține liniște. No. Dar dacă una dintre ele câștigă, este un mare, mare balon de oxigen. Asta aici trebuie să fie gerontofilie la meciul ăsta, fraților. Că e ultima șansă pentru Sean Dyche și cei din partidul lui să demonstreze că emanciparea femeilor a fost o eroare istorică. Deci asta pe asta va pedala și în discursul din vestiar înaintea meciului. Femeile la cratiță, uitați-o pe asta, bucătăreasă, ce căută ea în fotbal. Pe ea să omorâm! Păi e bătrână, șeful. Te-i las cu respectul ăsta. Respectul e pentru loaze, pentru loseri. Așa că eu sper că vreau să iau pe Chris Lemne. Cu 19 cu locul 20, efectiv. 2 puncte Burnley, 0 puncte Norwich. Da, a pornit prost și Sean Dyche ne surprinde, că știți că îi se redresează așa. Pe final, eu nu-i văd retrogradând. Ăsta e meciul pe care l-a aștepta. Așteaptă la cotitură de multă vreme, probabil. Avea acolo 3 puncte puse în clasament, de câte ori s-a uitat la meciul ăsta acolo. Și aici este călăul șef, da? Pe care anticipăm că îl va trimite acolo cu... Barda în mână, exact ca Mihai Viteazu. Dați fraților pe ei. Uitați ce gâtă tăietor de lemne. Deci, gâtul e mai lat decât capul, nene. Ăsta e drujbar adevărat. Sper să dea vreo 3, cel puțin. L-aș pune și capitan. Nu știu dacă s-a curaj chiar. Îl aduci în etapa asta? Da, obligatoriu. Dacă nici cu doamna Delia, atunci când? Ok, deci va fi unul din transferurile tale. A fost și în gândurile mele, dar pentru mine e mai important să am un capitan, așa că voi merge în altă direcție pentru a-mi aduce capitanul pentru etapa asta. Și dacă îți face asta un hat-trick? 3 cornere de alea. Nu e vorba de faptul că nu poate face, e vorba de faptul că este mult mai de impact faptul că ar face ceva Lukaku etapa asta decât faptul că face Wood ceva. Dacă nu l-ai pe Lukaku și face ceva, te rupe cu ceea ce va fi în echipele altora, da?
în vreme ce Chris Wood, indiferent că ți iese, nu ți iese, dacă ți iese, bravo, ți ești ok, dar dacă nu ți iese și dincolo a ieșit bine, ai o mare problemă, că iese bine la prea mulți ca să poți să recuperezi. Cred că cea mai bună variantă ar fi să ia etapa asta și pe unul și pe celălalt, și pe Chris Lemne și pe Lulacu. Nu, bineînțeles, aia e varianta ideală. Numai ideea este că, așa trebuie să înțelegem ownership-ul ăsta redus. 1,6% îl au la nivel FPL pe Chris Wood. Asta înseamnă că dacă va avea Chris Wood un moment magnific să facă 20 de puncte cu hat-trick, cu ce vreți voi, da? Tu nu vei simți foarte tare, că l-au prea puțin. Problema este dacă face Lukaku asta și nu-l ai. E, atunci vei simți din plin. Da, hai ia să iau eu pe amândoi și gata. Corect. Chris Wood, să ne uităm la meciurile lui ca să înțelegem că cei care îl au pe opțiune de wildcard în momentul ăsta va fi printre recomandările noastre. Uite câte meciuri bune ar prinde Chris Wood în perioada următoare, mai ales că a și coborât de două ori în preț, este la 6,8 față de 7 cât a fost în startul sezonului și chiar este un jucător pe care să poți să-l ții o perioadă mai bună, să fie investiție de termen lung. Norwich, după care un meci cu Southampton, Brentford, Crystal Palace, chiar Tottenham acasă, nu e nimic nasol câtă vreme Crystal Palace a dat 3 goluri, Wolves, Newcastle, sunt multe meciuri, în afară de City și Chelsea, când poți să-l pui pe bancă dacă n-ai încredere în el, toate meciurile te poate ajuta Chris Wood, plus că dacă un gol dă Burnley la City sau la Chelsea, ai zice că trebuie să fie implicat în golul ăla. Bine, da, el va fi Tony pentru următoarele etape, dar cine l-a avut pe Tony în primele, ați văzut că a făcut treabă. Acum ia locul Chris Lemne pe ăsta, ai vrea să-l ai dintre atacanții mai ieftini. Da. Nu-i 6, foarte ieftin, dar... 6,8 este la o variantă accesibilă de preț, este în zona în care te duci dinspre alți atacanți, nu știu, oamenii care au o problemă cu Bamford, cu Ings, cu ce mai fi, da? Oamenii ăștia se pot duce ușor înspre Chris Wood, că este în aceeași zonă de preț. Ok, hai să mergem, sau chiar Tony, vezi, sunt oameni care renunță la Ivan Tony acum și sunt la 0,5 distanță de a lua pe Chris Wood, este o altă opțiune tot în aceeași zonă de preț. Hai să ne uităm la probabila echipă de start, Pope, Lawton, Tarkowski, Mee, Taylor, Westwood cu Brownhill, Goodmanson, McNeil, Vidra și Wood. 11-le destul de clasic. Da. Curios că la echipa tractoriștilor sunt doi de Lemne, da? Lemnul de Vest și Chris Lemne, da, îmi place. Și de Almaro și de toate. Vidra, are și animale. E bine. Acum vreau să atrag atenția. Asta e echipa lor cea mai bună, cred eu. Nu? Și... lipsește cineva, nu? Păi domnul Cornet, ăsta care a apărut acum ultima etapă, pare să fie ceva de noutate. Da. E un transfer totuși mare pentru ei, 15 milioane, știi, nu dau așa ușor banii. Aia, la început. Și varianta în care el ar juca, cred că îl mută pe McNeil în partea dreaptă și dispare Goodmanson din echipă pentru ca pe stânga să joace Cornet, acolo unde a și jucat și a dat gol etapa trecută. E accidentat în momentul de față. Eu zic că asta este ceva ce s-ar mai schimba, plus... în rest, nu foarte multe lucruri de învârtit la Burnley în lot. Bai de... să nu folosesc cuvinte inferioare despre doamna Delia, ce o să iasă aici. Hai să arăt unul din transferurile mele, pentru că voi aduce un om de la Burnley și ăsta este. Sunt doi oameni care sunt în segmentul defensiv, care au coborât la 4,4, un preț excelent pentru un fundaș care joacă meci de meci și o să vedem meciurile în care consider că poate să mă ajute în planificarea pe termen mai lung. Norwich acasă, Brentford acasă, Crystal Palace acasă, plus deplasările astea, Southampton, Wolves, Newcastle, pot să fie meciuri în care să te bazezi pe el. Iar la prețul ăsta, în meciurile care nu-ți convin cu City, Chelsea, îl pui pe bancă și îți vezi de treaba ta. Dar știi sigur că e un om care joacă, în absența unei suspendări sau accidentări. În aceeași situație, dar eu consider că puțin mai riscant ca prezență în prima echipă, pentru că au ceva variantă pe partea dreaptă, este Lawton, exact la același preț, un alt jucător care a coborât cu 0,1 și este la 4,4. Oricare dintre ei este ok. Puteți să mergeți pentru oricare dintre ei și aveți varianta de buget, de buzunar, pentru o perioadă mai lungă cu Burnley,
pentru meciurile care vin. Știm că în pachetul ăsta, Andy, o să apară meciuri fără gol primit pentru Burnley. Eu sunt convins. Câte sunt, da, nu știu. Dar o să fie meciuri fără gol primit în pachetul ăsta. Păi da, are șanse cu doamna Delia, cu bietul Haseșniță, care iar e exact ca în sezonul trecut. Nu prea s-a schimbat nimic la el. Continuare suferă, n-are jucători. Cu ceilalți mai greu. Cu Newcastle, dar mai avem până acolo. Și aici se poate scăpa cu un clean sheet. Da, poți să iei un fundaj de lei. Pentru varianta asta de buget, 4,4, Lawton sau Taylor, alegeți voi ce vreți. Pentru mine Taylor este varianta pe care aș merge. Ceilalți doi fundași, Tarkowski și Ben Mee, sunt pericole la faze fixe, dar costă mai mult. 0,5 dai în plus pentru Mee, 0,6 pentru Tarkowski, nu cred. Plus portarul este la 5,4. Toți sunt poate opțiuni FPL mai bune, dar nu când vine vorba de preț. Și cred că nu vrei să pui pe bancă oameni atât de scumpi cum ar fi ăștia, de 5 milioane. Mai degrabă nu te simți încurcat de faptul că ai pune unul de 4,4 pe bancă. Asta e cazul lui Lawton și a lui Taylor. Așa că e recomandarea pe care am făcut-o pentru perioada următoare. Dacă vreți să investiți defensiv la Burnley, cam astea ar fi cele două variante de super buget la 4,4. Da, absolut de acord. Așa că v-am făcut recomandările și de la Burnley, v-am atras atenția că este un program bun care pe anumite bucăți, făcând un fel de joc dintre ăsta titular-rezervă, titular-rezervă, puteți în multe puncte să vă ajutați de jucători de la Burnley, pentru că au secvența asta favorabilă. Mergem înspre Chelsea. Să ne uităm la Norwich. N-am trecut în revistă echipa lui Norwich și să vedem, vin primele puncte pentru Norwich? Pentru că asta este marea problemă a domnului Daniel Farke, punctele. Să înțelegem până când va avea 0 puncte Norwich. Asta vrem să ne dăm seama, da? În meciul ăsta nu-i dai șansă, da? Zici că rămâne pe 0. Da. Bun, hai să ne încercăm să ne uităm. Care ar fi meciul ăla la care să treacă de pe 0 Norwich? Pentru că dacă nu este ăsta, vine Brighton acasă, apoi Chelsea deplasare și ne putem trezi că în etapa 10 să aibă tot 0 puncte Norwich. Scoate un punct cu Brighton acasă, îi bate pe pescăruș. Ne putem trezi până în etapa 12 că au 0 puncte, poate să scoată un egal cu Haseșnițăl. Adevărul e că dacă suntem la etapa 9 și am mers la fel, eu zic că deja încep să fie mari probleme pentru Daniel Farke. Am văzut declarațiile pe care le-am dat luni seara în episodul de analiză. Pare și el destul de surescitat de ceea ce se întâmplă acolo la echipă. Și nu știu dacă sunt semne de ușoară disperare, că ar vrea să se agațe și el de ceva puncte. El a zis că e cu 3 puncte în spatele planului. Ei, acum trebuie să le scoată de undeva, da? De la Burnley, cu Brighton, nu o să le scoată de la Chelsea. Dar dacă nu ies puncte din pachetul ăsta, nu știu dacă îl mai prinde Farke pachetul ăsta care urmează după ăsta, din 10 până în 14, 5 meciuri. Doamna Delia, i-ar trebui un antrenor ca Bursocu. Bineînțeles că nu Daniel Falcă ăsta, că e pe din afară, săracu. Că Bursocu ați văzut, se descurcă, știe să bage autobază, adică asta îi trebuie ei acum, să încerce să scape. Chiar dacă retrogradează, măcar să aibă vreo 10 puncte la final. Eu zic că Bursucu ar reuși. Da, în orice caz, aici e problemă pentru Daniel Farke. Dacă de aici nu vin puncte, nu știu dacă în etapa 10, că vine în etapa 10, Bielsa și dă vreo 3-4, dezlănțuie jihadul, efectiv, Marcelo Bielsa. Și problemele sunt mari pentru Daniel Farke. Chiar dacă a fost om de încredere, a promovat Norwich de 2 ori, automat va transmite imaginea că e bun de promovare, dar niciodată de a rezista în Premier League. În păcate, asta ne spune câte ceva și despre situația din Championship în momentul de față, despre patronii de acolo, cel puțin o parte a lor, pentru că iată ce a promovat anul trecut Norwich și Watford. Hai că Watford a dat semne de viață. Măcar noroc cu Brentford că a salvat onoarea. Dacă o să dispară acele parachute payments pentru ăștia care retrogradează, astfel de manageri nu vor mai primi atâta înțelegere de la patroni. Pentru că toată lumea îl consideră un fel de premiu că ai promovat, că și dacă retrogradezi, încă mai ești premiat 2 ani la rând
în Championship, asta e în cazul în care retrogradezi imediat, dar dacă reziști 2 ani în Premier League, deja 3 ani vei primi la cădere parachute payments, vei primi 3 rate de plată, 3 sezoane la rând. Ei bine, pe pachetul ăsta de siguranță, toți își felicită managerii care au reușit să promoveze. Dar dacă dispare pachetul de parachute payments, din momentul ăla este vital să rămâi în Premier League, tată. Nu mai merge că retrogradezi. Trebuie să urci, dar să și rămâi. Nu ne mai ajută cu nimic că am urcat și avem un pachet financiar excepțional, că mai primim bani și dacă retrogradăm imediat înapoi. Nu. Primești bani doar dacă rămâi. Păi, nici mie nu mi-a plăcut niciodată ideea asta cu parachute payments. Mie mi se pare un soi de ajutor social, așa, care nu încurajează competiția absolut deloc. Este pentru că au vrut să evite oameni care ar retrograda și ar intra în colaps financiar imediat, având cheltuieli foarte mari. Adică a fost o măsură de ajutor pentru a nu dispărea mari branduri care intrau în niște dificultăți mari financiare. Dar în același timp ar trebui puțin responsabilizat modul de conducere a cluburilor în Premier League și atunci să nu existe pericolul ăsta atât de mare. Ar trebui mult mai mult control, nu să dai un avantaj suplimentar unui patron care gestionează prost echipa, ci să-l sancționezi și să-l limitezi în ceea ce face, fără să creezi o diferențiere de ajutor între el și ceilalți care participă la competiție. Vorbim aici de Championship. Păi eu am soluția. Cu 100 de ani în urmă asta s-ar fi numit legalism. Adică, pe de o parte, scoți ajutoarele astea sociale date echipelor care retrogradează ca să elimini riscul de a urca acolo echipe care nu urmăresc decât să-ți umfle bănuții. 2 ani de parachute payments plus ce încasează din drepturile de televizare, pe de altă parte înăsprești regulile fair play-ului financiar, ca să nu le mai permiți unora să cheltuiască mai mult decât își permit. Și așa te asiguri că îi forțezi tu, practic, să fie cumpătați. Știi că e vorba de cheltuieli. A apărut un alt trend. Echipele care promovau ziceau, domnule, nu investim, pentru că dacă picăm, devenim cea mai bogată echipă din Championship pentru faptul că n-am cheltuit banii când am promovat. Și politica asta a ajutat multe cluburi să devină un fel de powerhouse în Championship, numai pentru că urcau și picau. Brusc au devenit niște echipe care au un nivel financiar mult mai înalt, retrogradând într-una. Pentru că după aia deveneau echipe puternice în Championship cu care nu se puteau bate ceilalți. De asta spun că aici eu văd o schimbare în anii următori, o să vezi. Să sperăm că va fi una înțeleaptă. Se discută și o să vină. Se discută și o să vezi că o să vină. Nu rămâne așa, îți garantez. Parachute payments a fost un model de, efectiv, chiar de parașută dintre asta de urgență, absolut necesară pentru patronii care au condus penibil cluburile lor la nivel financiar. Dar trebuie să se oprească. Ok, am securizat, trebuie să reglementăm și după aia să începem să propunem o competiție cât de cât egală. Da, și mai poți face ceva. Nu mai știu dacă Germania sau în Franța, s-a încercat chestia asta și a și reușit, dar teoretic se poate face. Nu mai permiți, atunci când se schimbă acționariatul, accesul la acțiuni pentru indivizi care au un cazier financiar sau fiscal pătat. Da. Păi da, aștia au și dispărut. Problema este că pot să dispară cu tot cu cluburi de aia, adică să le îngroape de tot pe alea. Discuția e mai lungă. Hai să vorbim despre potențialul primul 11 pentru Norwich, unde aș fi surprins să-l vedem din nou pe excelentul Kabak, cel care oferă victorii victorii pe tavă Kabak pentru adversari. Cruel în poartă, Aarons, Kabak, Henley, Gibson și Brandon Williams. N-ar fi greu de crezut că apare Yiannoulis acolo în locul lui Brandon Williams. Ar putea afecta pe unii manageri care l-au un lot pe Brandon Williams și care poate se bazează pe el acum cu atâtea absențe în apărare. Te poți să zic chiar în etapa asta să iasă din echipă că a revenit apt fizic Yiannoulis și să vedem dacă nu cumva va primi el șansa de a fi extrema lui Norwich. Lis Melu, Norman, McLean, apoi în față Sargent și Pukki. Nu știu ce șanse se dăm lui Norwich în meciul ăsta cu Burnley. Pământ de flori. Nici nu ai ce să iei de la ei în FPL. Dar pare rău, dar la ce ne-au arătat nici nu merită să discuți. Mie asta mi se pare
chiar nesimțire. Adică, bun, ne-am amuzat când ne-am amuzat, dar începe să devină deranjantă. E o echipă care pur și simplu îi încurcă pe toți ceilalți, pentru că pierzând cu toate echipele, practic nu face niciun serviciu nimănui. Toți își iau câte 3 puncte, toate celelalte echipe de la ei, din potrivă. Riști să-ți accidentezi niște jucători, că forțezi tocmai meciurile cu ei, mai bine fără, tată. Singurul de serviciu o să-l facă la aia care se împiedică cu ei. Toți ceilalți vor câștiga și ei încurcă numai pe aia care reușesc să-i mai frustreze, dar nimeni nu mai începe să dea mari șanse lui Norwich de salvare, ci numai de încurcarea socotelilor pentru alții. Să vedem. Deocamdată am fost aici și bineînțeles că am stăruit mai mult pe meciul ăsta pentru că Burnley ne oferă acum opțiuni mergând înainte în FPL. Dar ajungem la Chelsea cu Southampton, care este chiar la Chelsea vorbind o echipă ce ne oferă multe, multe variante începând cu etapa asta. Trebuie să discutăm despre toate variantele defensive plus variantele ofensive, să vedem din fiecare compartiment ce am putea propune. Pentru că dacă ne uităm la Chelsea și bineînțeles o să ne ducem la principalul pericol, principalul punct de atracție, Lulacu, așa cum i-ar spune domnul Neapiții, știți că așa îi spuneau jucătorii, domnul Neapiții, Romelu Lulacu, fraților, dacă ne uităm la pachetul de meciuri, ia uite aici ce pașiște. Se anunța de multă vreme această deschidere de pachet de meciuri pentru Chelsea. Multă lume a plănuit să-l aibă pe Lukaku în echipă odată cu etapa 7 și da, multă lume a mers înainte pentru a evita creșterea de preț. Adevărul că a crescut de 2 ori, de la 11,5 la 11,7. Și în momentul ăsta, clar, va sări și la 11,8, după cât lumea îl va cumpăra pentru weekendul actual. Este alături de Cristiano Ronaldo, pe care cred că putem să-l punem într-un meci cu Everton în varianta improvizată a lui Everton, cred că putem să-l punem și pe Ronaldo. Este și pe coperta noastră de episod, pentru că aici se poate discuta de alegere între cei doi. Lukaku rămâne standout option pentru etapa asta, la alegerea de capitan. Pare să fie aproape că te bate pe umăr să-ți spună cum să nu fie el capitan. Păi da, și în principiu e genul ăla de atacant care îți marchează mai mult cu echipele mici, vorba lui Gelu Pătrășescu, așa că da, ar trebui să-l ai. Acum, nu știu, eu știu, capitan, da, de vrei că etapa asta nu prea ai multe opțiuni. Da. Și dacă ne uităm la pachetul de meciuri, înțelegem de ce investițiile în Chelsea acum devin destul de prioritare în FPL. Southampton acasă, Brentford în deplasare, Norwich acasă, Newcastle deplasare și Burnley acasă. 5 meciuri cum rar poți să le potrivești una după alta. Da, trebuie numai Lulacu aici, trebuie mai mulți jucători de la Chelsea. Absolut. Aici vorbim despre multiple opțiuni, despre jucători pe care trebuie să ne uităm defensiv și ofensiv, dar hai să vedem cum ar putea să arate un prim 11, să înțelegem ce am putea discuta pentru etapa asta. Mendy, portarul lor, în momentul ăsta o să vedem, o să explic din ce cauză nu mai este în opțiunea de wildcard, dar o să explic și din ce cauză când ajungem la final de, la final de episod acolo. Christensen, Thiago Silva și Rudiger, Azpilicueta și Alonso. Despre Rhys James am vorbit săptămâna trecută, s-a accidentat în meciul cu Manchester City și culmea l-a chemat Southgate la lot pe aceeași variantă cu Luke Shaw. Hai să vedem, dacă nu e bun, nu e bun, dar eu îl chem, da? Astăzi exact. La conferința de presă Thomas Tuchel a spus: domnule, singura șansă să poți să-l folosești pe Rhys James este la water polo. Așa a zis Tuchel astăzi, nu știu de ce l-a chemat, dar nicio șansă, că n-are nicio șansă să joace nici pentru noi. Christensen, Thiago Silva și Rudiger. Alonso, vă spun că este 50-50. Acum să vorbim despre opțiunile astea defensive, segmentul defensiv. Dintre astea, dacă e să fac o ordine, cine ar fi în vârf recomandări, pur și simplu de la 1 în jos, Rudiger este în vârf de listă. Pentru că Rudiger poate un meci va lipsi în pachetul ăsta de partide, dar este maximul pe care ne așteptăm să îl piardă. În cazul lui Rhys James, apărând problema asta de accidentare, deja e greu să-l mai propunem. Azpilicueta, la fel și credem, și el credem că va urma să piardă un meci. Și problema la Azpilicueta este că el costă 6.0, Rudiger este 5.7. Deci deja are argumente în plus. Este
din motivul ăsta pus pe locul 2 în clasamentul meu, Christensen pe locul 3, Alonso, Chilwell locul 4 în zona aia, pentru că ei cred că își vor împărți acum minutele. Cred că de aici începe o ușoară rotație pe banda aia stângă. Și e periculos să te bagi acum. Multă lume l-a cumpărat pe Alonso, God bless your soul, guys. Sper să iasă ok, să nu fiți aia care înjură, dar mă tem să nu înceapă rotația asta pe partea stângă, pentru că Chilwell e prea bun și a costat prea mult să nu înceapă să primească minute. El va primi minute de joc, sunt convins. Și echipele astea fiind mai la îndemână, Alonso poate va fi păstrat în Champions League sau ceva, dar e periculos să te bagi acum în banda asta stângă cu Alonso, pentru că Chilwell a stat prea mult rezervă ca să nu înceapă să și joace. Jorginho Kovacic, mă rog, acum v-am spus ordinea pentru linia defensivă, Rudiger este omul pe care să mergeți și este și omul pe care o să îmi fac și eu un plan să ajung la el la un moment dat, nu pentru etapa asta, dar mai încolo. Rudiger există pericolul, să nu fie cumva chiar etapa asta. Pentru mine, de asta mă face să nu merg de etapa asta pe Rudiger, pentru că banii mi-ar permite să-l iau chiar din etapa asta. Dar nu cumva să fie chiar ăsta meciul în care îi dă primul repaus Thomas Tuchel. Semnele sunt că nu. Semnele sunt că va juca. Dar who knows? Nu știu. Ideea este că asta e etapa în care nu-mi permit să mai fie unul care nu joacă. De asta nu vreau să merg pe Rudiger. Jorginho Kovacic la mijloc și pare că este ca și bătut în cuie pentru că lipsește Kante pe protocol COVID. Mount, Werner, Lukaku. Acum Mason Mount reapare în echipă. E, asta este un moment important pentru că ce ne-a spus astăzi în conferința de presă Tuchel a fost întrebat dacă nu cumva Lukaku este cam izolat în atacul echipei și el a spus, domnule, în afară de Mount și Kovacic, nimeni nu este la nivelul la care să-l susțină pe Lukaku și asta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Asta ne arată în primul rând cât de mult preț pune el pe Mason Mount și cât de mult ar trebui să devină o opțiune în momentul ăsta Mason Mount. Dacă ne uităm pe programul de meciuri, da? Southampton este aproape 99%, spun eu, că Mount este titular în momentul ăsta, chiar pe varianta asta probabilă. După aia Brentford, Norwich, Newcastle, Burnley. 1, 2 maximum să lipsească Mount, dar este un pachet prea bun în care dacă joacă minimum 3 meciuri să nu merite să-l ai în echipă. Așa că este între recomandări aici Mason Mount. Costul lui, hai să vedem la ce preț este în momentul ăsta Mason Mount, la 7,4. Ok, și doar 9% îl au în FPL în momentul ăsta. Adică ne așteptăm să mai și crească prețul lui. Ma, singurul semn de întrebare să nu cumva să recidiveze ceva din accidentarea lui. Tu că l-a spus că a fost ceva ușor, dar a avut nevoie de repausul ăsta pentru a primi șansa să fie 100% când intră în echipă acum, la meciul ăsta. Vine pauza internațională, va mai fi o altă perioadă de recuperare pentru el, nu știu. Vă spun că este între recomandări în momentul ăsta pentru ceea ce vede și în el Thomas Tuchel și pentru pachetul ăsta de meciuri. S-ar putea să te expui suferinței, dar este aceeași suferință pe care ai simțit-o și dacă mergi în pachetul de jucători ofensive lui Guardiola. Deci acolo n-ai foarte multe garanții, da? Iar aici, dacă nu e Lukaku, ofensiv, dacă vreți ceva, aș zice că Mount rămâne cea mai bună opțiune. Da, nu știu, va fi complicat cu mijlocul lui Chelsea, pentru că și Tuchel, după cum vedeți, suferă de boala asta a succesului și începe să facă uneori schimbări surprinzătoare pe care nu și le poate explica nici el după meci, dar e riscant. Parcă mai degrabă aș zice Kovacic. Hai, Kovacic, dacă e să ne uităm la punctele lui, are deja 31 de puncte, minutele jucate, da? E destul de prezent în echipă, titular aproape în mod constant, doar la meciul cu Liverpool nu cred că a fost titular, ba nu, a fost schimbat la pauză, nu știu, a jucat doar jumătate de meci, dar în rest a livrat destul de bine, da? Kovacic pe mine mă face să fiu mai reținut pentru că are rolul mult prea retras în echipă, dar altfel poate să fie omul care să aducă ceva. Aici ești expus și rotației cu N'Golo Kanté în momentul în care devine disponibil. După pauza internațională, Kanté va fi disponibil. Nu știu dacă este Kovacic omul pe care să te bazezi, că riști destul de mult să nu-l vezi titular de fiecare dată și este într-un rol mult mai puțin dinamic față de ceilalți din echipă.
Eu zic că safe la Chelsea în acest moment este să iei pe Rüdiger și pe Lolacu. Da, în rest, triști. Evident. În rest, totul este și, dacă vrei, portarul, Mendy, la 6.0. Uh-huh. Mă, că atenție și la el, pauza internațională, Africa, mers la echipă națională, ceva de genul ăsta, s-ar putea să iasă destul de urât și cu Mendy. Adică dacă l-ai pe Mendy, să nu te, sunt două pericole, echipa națională cu pauza asta, plus Kepa, care oricând poate să primească un meci ca să nu tot comenteze în vestiar că nu joacă, te postezi oricând și într-o situație de genul ăsta. Așa că dacă îl iei pe Mendy, puneți măcar și un portar care să aibă șanse de joc dacă brusc te trezești că nu ar juca dintr-un divers motiv. Dar eu zic că aici sunt recomandările clar. Rüdiger și Lukaku, după care restul sunt mai trase de păr. Dacă insiști să ai trei oameni de la Chelsea, pentru mine prima opțiune ar fi Mount și după aia eventual te duci înspre dublu defensiv și iei, eu știu, încă un fundaș dacă vrei să fii acoperit când Rüdiger nu joacă, să-ți puncteze celălalt. Cam atât. Da, de acord. Lulacu, Lulacu, Rüdiger, Mendy, să mai vedem. De la mijloc risc prea mult. Să vedem ce ar fi în echipa lui Ralf Hasenhüttl. Este McCarthy în poartă, Livramento, Bednarek, Salisu, Walker Peters, Elionusi, Ward-Prowse, Romeo, Redmond, Che Adams și Adam Armstrong. Da, începem să ne obișnim și cu echipa asta, dar e o echipă care nu prea câștigă. Încă nu a simțit gustul victoriei, nu prea știe în care direcție se duce și pare greu de crezut că ăsta va fi meciul în care să reușească. E slabă echipa, pe bune. Acum, în afară de Ward-Prowse și Livramento, nici portarul nu e rău, McCarthy. Sezonul trecut ați văzut că ne mai făcea și asta puncte din când în când, atunci când juca, dar la ce prezintă ei acum în teren, bietul portar nu prea are șanse să scape fără gol încasat. Deci eu zic că Ward-Prowse și Livramento sunt singurii oameni care pot să facă ceva în atac, n-are pe nimeni. Da. Și meciurile care vin pentru Southampton urmează să fie un pachet mai bun, da? Meciurile din etapa 8 încolo. Ceva mai bun, da. Este parțial o potențială recomandare Ward-Prowse, o să vorbim despre el. Livramento ar putea să ajute pe aici, pe acolo, dar nu știu cât de multă încredere să ai defensiv în Southampton în momentul de față. S-ar putea să ia gol acasă și cu Leeds și cu Burnley, să vină Chris Wood, să vină Rafinha, să vină oamenii care să dea gol. Watford în deplasare la fel, să primească gol, Aston Villa, Norwich. Livramento este omul de buget. Nu cred că ar trebui considerat omul pe care să te bazezi pe strategie de multe puncte. Este omul de buget care îți completează lotul și acolo în care, într-un moment în care avea încredere într-unul dintre meciuri, să-l bagi titular, dacă ceilalți au variante mai complicate în etapa respectivă. Costă doar 4,2, din cauza asta, într-adevăr, ar merita investiția, pentru că va juca, va fi titular. Da, cred că vor fi puține meciuri în care să nu primească Southampton gol. Așa e. Dacă te lipești la ele, dacă le prinzi chiar pe alea care într-adevăr au fost fără gol primit, cine știe, poate e puțin noroc. Dar Livramento e variantă de buget, despre asta vorbim. E, variantă de propunere pe bune în momentul ăsta este Ward-Prowse, omul despre care am vorbit și mai devreme. Costă doar 6,4, este în zona de preț în care să zici că poți face mișcările accesibile, te duci dinspre unul spre altul în etapele următoare, în zona asta de preț. Sunt unii care trece poate de pe Ismail Assar de la Watford, asta este în zona de preț, 6 Ward-Prowse. Pentru că eu cred că aici, omul care ar putea să ajute Southampton să înceapă să prindă puțin oxigen este Ward-Prowse. El bate penaltiurile, bate lovituri libere ca penaltiuri, în bună măsură, bate cornere pentru colegii lui și da, dacă e să vină ceva bun, ar trebui să fie Ward-Prowse implicat în pachetul ăsta de meciuri din etapa 8 încolo. Da, e prea slabă echipa, riști cu ei, să-i ții și să nu iei nici măcar alea două puncte, să încaseze multe goluri sau să-ți ia un cartonaș galben în caz că este mijlocaș sau atacant, nu zic mai rău, roșu. Sau... Deci este doar o variantă, dar în momentul ăsta forma nu-i recomandă pe ăștia de la Southampton cu nimic. Da. Doar elementul istoric, știind ce face Ward-Prowse în meciurile lor, ai putea zice că... ai arunca așa de 2 lei speranță în pachetul ăsta de meciuri, da? O faci cu inima strânsă, știind că Southampton nu este într-o formă foarte grozavă în momentul ăsta.
Da, mai bine să uităm de Southampton, Norwich, astea sunt niște echipe periculoase. Trecem la Leeds United cu Watford. Ce spui aici? Aici avem discuție. Ar trebui să fie lucru interesant aici. Meci dintre ăsta de nebunie. Leeds United cu Watford, echipe la suferință în partea inferioară a clasamentului. Leeds fiind în momentul ăsta cu tot mai multe probleme sub linia retrogradării, dar toată lumea spune că trebuie să prindă numai o secvență din asta bună și iese de acolo. Nimeni nu vede Leeds United cu Bielsa la retrogradare. Dar sunt în continuare probleme de lot pentru Bielsa. În continuare nu l-are pe Bamford. În continuare are absențe în defensivă. Va juca cu Rafinha. Cred cu marea speranță că acolo iese ceva. Rodrigo va fi atac. Vârf împins și nu știu, sunt curios să văd ce va ieși. Nu vreau să spun că eu aș vedea Leeds la retrogradare, dar în orice caz cu Bielsa, v-am spus, povestea nu se va sfârși bine. În cel mai bun caz pentru Leeds va ieși un scandal, Bielsa va pleca și în locul lui va veni un manager serios. Atenție să nu vină Sam Allardyce sau mai știu eu ce, da. Leeds totuși e un club prea mare pentru asemenea murături. Dacă rămâne Bielsa prea mult timp, s-ar putea la un moment dat să discutăm și despre retrogradare. Acum, Leeds pe mine mă încurcă destul de mult pentru etapa asta, pentru că eu am 3 oameni de lei. Adică nu, am 2 și nu l-am pe al treilea care chiar joacă. Am 2 care nu joacă, Ayling și cu Bamford. Amândoi sunt indisponibili. Da. Și amândoi au șanse să revină. Bamford are mari șanse să revină după pauza internațională. La Ayling este vorba de o accidentare la genunchi, care are nevoie de o mică intervenție. Nu știu dacă îl vedem atât de repede revenind, dar Bamford revine, după toate spusele, după pauza internațională. Aici unii dintre cei care l-au în echipă ar putea să stea cu el și să aibă speranța că îl joacă din etapa 8 încolo, pentru că dacă te uiți la pachetul de meciuri, încă sunt meciuri ok și mergând în față pentru Leeds. Adică, dacă nu joacă în etapa, să joacă numai din 8, este Southampton, Wolves, Norwich, Leicester, Tottenham, nu știu cât de complicate sunt astea două, dar după aia vine Brighton, Crystal Palace, Brentford. E o zonă foarte bună să rămâi cu oameni de la Leeds mai departe. Problema este că exact în pachetul ăsta atât de multe absențe au început să apară. Și Rafinha mereu pare că joacă doar atât cât mai poate, adică nu joacă tot meciul, mereu este scos din teren, pentru că pare că duce și el o problemă. Uite, în ultimele meciuri 66-68 de minute, n-a putut să ducă mai mult de 70. Și singura discuție este dacă Rafinha cumva nu va ajunge să poarte consecințele acestor meciuri pe care le joacă nu 100%. Deocamdată, toți cei care l-au, și cum este cazul meu, mă pregătesc să-l iau, am încredere că va rezista, că va fi ok mergând înainte. Vine pauza internațională, sperăm că se reface cu orice probleme o fi având, dar Rafinha cauzează câteva emoții pentru aceste minute limitate pe care le dă în ultima perioadă. Și, da, pachetul este foarte bun. Frustrarea este că nu știi pe câți jucători al lui Leeds te bazezi în acest pachet. Păi, nu se spunea că metodele de pregătire fizică ale lui Bielsa sunt dumnezeiești, că la el nu se pune problema accidentărilor sau, da, uite, s-a văzut ce metode de pregătire sunt. Chiar dacă programul pare mișto, cu Rafinha, da, poți face puncte. Adică, indiferent cu ce rezultat se termină partida, Leeds este o echipă croită să dee. Și Rafinha e genul ăla, domnul, care ar trebui să aibă și cu cine juca. Contează că lipsesc ăștia, mai ales Bamford. Adică Rafinha trebuie să ia pe cont propriu multe acțiuni. E destul de greu pentru el. Asta va fi opțiunea lui de schimb. Acum, problema este că în etapa asta este o abundență de atacanți pe care să-i propui numai pentru etapa asta. O să vedem când o să prezint și etapa de echipa de free hit. La nivelul atacanților, efectiv, ai o grămadă de opțiuni. Și nu o să fie în opțiunile mele Ronaldo pus acolo în echipă. Dar oricând poate să fie luat. Rodrigo este una dintre opțiuni, dar nu cred că îi trebuie cuiva opțiuni de atac. Ai unde să te duci spre atacanți în etapa asta. Și e clar că este doar una de moment, pentru că odată ce revine Bamford, te va încurca probabil Rodrigo din nou. Costă doar 6,3.
Dar riști să dispară din echipă odată ce reapare Bamford, odată ce mijlocul este disponibil în varianta pe care o vrea Bielsa, nu știu, nu m-aș duce spre Rodrigo, chiar dacă pachetul este foarte bun de meciuri. Așa că, da, deocamdată, cred că atât, dacă mă întreb ce recomand, atât. Exact ce mă pregătesc să cumpăr, Rafinha și atât. Păi eu vreau să vă spun că până acum n-am luat niciun jucător de la Leeds, dar nu conform principiului aplicat în sezonul trecut când făceam experimente și pur și simplu nu m-au tentat și am dus-o foarte bine fără ei. Punctele sunt 8-8 în ultimele două etape pentru Rafinha. Doar să reziste, să joace. Asta este un meci bun. Watford acasă, să poți să-l duci, să iasă ok, dar e de văzut dacă vor sta bine în teren, dacă absențele nu-și vor juca și ele rolul lor, nu știu. Interesant de văzut. Echipa așa ar trebui să arată, cu Melier, Dallas, Struik, Cooper, Firpo, Daniel James, Phillips, Click, Harrison, Rafinha și Rodrigo. Nu mă tentează nimic, nimic. Ba, în sezonul trecut, poate la o secvență dintre asta de meciuri mai bune, când încă era o surpriză pentru toată lumea Bielsa, dar în momentul de față, poate îi vedem revenind și atunci ne mai răzgândim. Este ceva ce se vorbește foarte puțin, îl vezi acolo în banda stângă, înspre atac pe Harrison, Jack Harrison. El a căzut în preț de două ori, 5,8 costă acum. E un jucător pe care noi l-am apreciat în sezonul trecut, alături de Rafinha, era omul care făcea treabă în bandă, a fost cumpărat definitiv de la Manchester City în vara asta, după ce anul trecut a fost împrumutat de City. Mă mir că și nu l-am spus și despre el Guardiola, we cannot replace him. 5,8 și ar putea să fie jucătorul despre care n-am vorbit, dar să ne surprindă în etapele astea care vin. Chiar și așa, un pariu greu de pus în momentul ăsta, că Harrison nu ne-a arătat foarte mult în sezonul actual, a lipsit pe protocoale COVID destul de mult în ultimele două etape, abia etapa trecută a revenit cu 45 de minute. Nu este jucătorul care să fi produs încă ceva să ne atragă atenția, dar aș vrea să-l subliniez ca un jucător care poate să înceapă de acum să ne surprindă și curajoșii care s-ar duce de la început spre Harrison ar putea să fie oameni care să tragă un loz destul de bun. Dar nu e ceva ce să pot recomanda deocamdată decât ca o găselniță, ca om de lot. Dacă ai doar 5,8 rămase la dispoziție pentru un wildcard, poți să te gândești și la Harrison. Da, parcă l-a luat și pe ăsta la Națională, Shitgate, nu mai mi-amintesc bine. Pe Harrison. Nu are treabă la Național. Nu, nu, m-am înșelat eu. Nu, deocamdată nu ne interesează foarte tare, pentru că nu joacă echipa cum trebuie și... Hai să vedem perspective. Să vedem pe ăștia de la Watford. Cu Foster, care rămâne în poartă, pentru mine e interesant că e portarul meu de rezervă. Dacă rămâne ăsta de 4.0 titular, va fi o treabă interesantă, că în unele etape mă mai pot folosi de el. Kiko Femenia. Să notăm aici. Ekong, da, singurul portar de 4.0 care chiar joacă Foster în momentul de față, pentru că a jucat și Begovic la Everton, dar a revenit Pickford în poartă între timp. Trost Ekong, Cathcart Rose, Kuchka, Sissoko, Cleverley, Sar, King și Dennis. Uite, eu am trei oameni de la Watford în momentul ăsta, Foster, Sar și Dennis. Și mă pregătesc să joc cu unul din ei, Sar, și Dennis prima rezervă, probabil. La Sar ăsta la ce preț e? Că poate... 6,3. Cu un wildcard. Și va urca la 6,4. Foarte probabil. Chestia este că trebuie să ne uităm la... Hai să ne uităm și o să-l vezi și cu prețul și meciurile care vin. Am uitat, nu are un program bun, nu? 6,3. Nu, a fost bun până acum. Dar dacă tu joci wildcard etapa viitoare, nu te interesează. Tu renunți la el pe wildcard etapa viitoare. Deci dacă ai încredere în etapa asta că face ceva la Leeds, tu poți să-l iei fără mari probleme, că renunți la el din etapa următoare. Nu te afectează, eu știu, mergând în față. Pachetul nu este interesant. De-aia e doar cine are încredere în meciul ăsta în Sar. Da, am uitat la un meciuri nasole. Eu o să joc cu el pentru etapa asta la Leeds
Și în rest, foarte probabil va fi ori dat, ori păstrat ca variantă de rezervă, pentru că de jucat va juca, dar meciurile sunt prea complicate, să zici că mai vorbești de oamenii de la Watford. Vor fi oamenii mei de bancă, acolo unde e nevoie de două puncte de pe bancă, probabil că vor interveni ei. Da, nu, la programul ăsta chiar nu are rost să te gândești. No, ce spuneai tu cu Foster, da, Foster, nici dacă fac wildcard, pentru că uite ce meciuri vin, în care meciuri să-l bagi? Păi, cu Liverpool, cu Everton. Deci, dacă îți faci o strategie în care ai nevoie de doi portari, atunci să zici că ai nevoie de unii care să-ți ofere mai multă siguranță, 2 de 4,5 sau ceva, da? Dar dacă tu îți faci o strategie cu un singur portar, o ție unul mai scump sau ceva și, sau vrei să-l pui pe ăla și să nu-l mai muți din poartă, Foster îți poate elibera 0,5 fonduri pentru altă zonă de echipă. Da, dar te gândești că poate împățește ceva portarul tău principal și ți intră ăla din greșeală. Dacă tot e unul ieftin, trebuie să te mai ajungi și la program. Păi, da, depinde de bugetul surpriză pe care vrei să-l aloci portarilor. În cazul meu, Foster deocamdată este dublura unui portar de 4,5. Și am avut situația din etapa trecută în care m-a ajutat. Am jucat cu el și a scos mai multe puncte pentru că e o situație de moment. Nu știu dacă nu revine Bachmann în poartă în curând, pentru că el e titularul de portar, dar s-a accidentat și a prins șansa Foster. Doar că, în momentul de față, Watford, reușind să se prezinte bine cu Foster în poartă, poate avea șansa să rămână mai departe. Da, hai, în fine. Nici asta nu este o echipă, până la urmă, atât de atractivă. A fost până acum. Cine a avut de la ei? Am văzut că nu doar Sara, au mai fost alegeri Dennis, de la Watford și sigur. Dennis, da, au fost, au făcut ceva puncte. Da, King, am vorbit și eu despre el, dar s-a dus. Joshua King, da. Erau oamenii de buget pe care să-i iei, să-i pui și sunt oamenii pe care să nu îi iei pentru tolba de puncte pe care ți le aduc, ci pur și simplu să ai oameni care joacă. Să știi că sunt prezenți și nu costă mult și sunt acolo. Foarte probabil cu pachetul ăsta de meciuri care vine, nu este echipa înspre care să te duci cu recomandări de genul ăsta. Așa că Leeds cu Watford, în care parte crezi că înclină balanța? Nu știu, sunt două echipe care nu oferă cine știe ce. Sigur, mai în formă pare Watford decât Leeds în momentul de față, dar ar trebui Leeds, jucând pe teren propriu, să câștige. Aș zice că totuși ei sunt favoriți. Da, și cu un an în plus de Premier League și cu foamea de puncte, meci acasă, Elland Road, ar fi o surpriză ca Leeds în continuare să se împiedice. Este scandal. Și... Da. Mamă, dacă chiar că este scandal dacă pierd. Să vedem. Wolves cu Newcastle. E, aici un alt meci al suferinței, alte două echipe care n-au început grozav sezonul. Wolves cu Newcastle, ce vorbim? Din nou o prefață dintre asta a echipelor lovite de startul de sezon. Da, pe Bruce l-a lovit, până la urmă, propria lăcomie. Trebuia să se retragă el în vară, să zică, dom'le, cam atât până aici, m-am făcut tot ce am putut. Vreau să mă odihnesc, să pun și o murături. El ține morții să fie dat afară. Și e că și meciul ăsta o să ieie și o să-și pună suporteri în cap și mai rău. Poți să te uiți la punctele scoase de oamenii de la Wolves și să-ți dai seama că nu este niciun om ofensiv care să fie pe o poziție din primele șase da. În lot. Deci asta spune foarte clar cât de puțin a contribuit ofensiv în momentul de față Wolves, dar poate că s-a desfăcut, eu știu, ghinionul lui Jimenez de la accidentarea de anul trecut, golul pe care l-a dat în ultima etapă, să fi descătușat cumva revenirea lui. Se pare că se duce și la echipa națională a Mexicului în pauza asta internațională. Da, să vedem care va fi. Dar ci că se întoarce la timp pentru etapa următoare. Așteptăm să vedem. Da, mă rog. Pachetul rămâne interesant pentru Wolves. Pentru că, nu știu, dar mi se pare interesant cu multe capcane. Nu știu dacă Wolves este echipa la care să zici că programul este atât de accesibil cum l-ai vedea pe foaie. Că mi se par destul de complicate multe dintre meciuri. Adică inclusiv echipele pe care le consider mai ușoare sunt echipe cu care joacă în deplasare, nu acasă. Este meciul ăsta cu Newcastle acum, dar în rest
Aston Villa Leeds sunt în deplasare, Everton acasă este meciul, după aia Crystal Palace în deplasare, îți vine West Ham acasă, te duci la Norwich în deplasare și joci cu un Burnley acasă. Și mi se par very, very tricky meciurile astea pentru Wolves. Da, nu știu ce să zic, eu l-am pe Cody și mă gândeam dacă cumva ar fi bine să-l păstrez chiar și după ce fac wildcard, nu fac wildcard de etapa asta, repet, o fac pentru etapa 8, dar îmi făceam echipa de pe acum. Pentru că sunt pe acolo, uite, cu Leeds, cu chiar și cu Everton, că nici Prafa nu stă foarte bine în apărare. Bă, sunt puține meciuri în Palace, care nu e gol, scapi fără gol de la Leeds, foarte puține meciuri. E drept că iau, poți să ia 3-4, dar tot îți dau 1, că sunt nebun la cap, aia nu știu decât să atace. Da, dar Cole este, nu este un, nu e scump. Și poți să-l ții, de exemplu, rezervă cu Leeds, da. Și cu Everton să-l folosești cu Crystal Palace, după aia vine meciul cu Norwich, parcă l-aș păstra. Eu spun, am știut că meciurile bune ale lui Wolves sunt astea, pachetul ăsta de acum, și eram aproape convins că dacă nu cumpăr nimic în aceste trei etape, ăsta este al treilea meci bun al lui Wolves, foarte probabil nu mai cumpăr după. Și da, sunt tentat de zone de la alte echipe în momentul ăsta, nu prea cred că mai ajung la Wolves. Da, în fine, mai gândim aici. Cody este 4,5, este cam singurul care aproape îți garantează prezența. Ia uite-l pe Semedo, a coborât la 4,9. Doamne ferește. Bă, cine știe, asta se mai apropie de careu, toată lumea, poate la un moment dat toată chestia asta pe care au tot anunțat-o comentatorii, domnule, într-adevăr defensiv este o calamitate sau este un punct vulnerabil, dar uite cât contribuie pe faza ofensivă, nu știu, hai bă să și vedem odată că ar contribui. Poate că acum vine în pachetul ăsta contribuția lui Semedo cu 4,9 prețul lui, e la îndemână acum, mai coborând puțin. Poate contribuie la antrenamente, nu știu, că meciurile oficiale n-am văzut să contribuie. Și nici acolo de unde a venit nu prea contribuia. Și nu știu de unde au tras concluzia asta, că el contribuie. Pentru că dacă vine la Barcelona, contribuie ofensiv pe orice poziție ai juca. Păi da, și ăia lor fi aruncat de proști, da, în fine. În fine, ideea este că momentan aici suntem cu ceea ce se întâmplă la Wolves, nu știu dacă e să recomandăm ceva, ne bucurăm de revenirea lui Jimenez, Traore este un jucător foarte frustrant, Trinsau nu mai este titular în echipă, era un alt jucător interesant, nu știu, Jimenez sau fugi, Jimenez, Cody sau fugi, ceva de genul ăsta, iar dacă vrei să fii curajos să-l iei pe Semedo, da, cu Dumnezeu înainte, ce să zic, asta poate fi un meci. Asta poate fi un meci în care să iasă ceva. Adică de o etapă, nu știu, mai mergând înainte, ce să mai zici despre Wolves. Sper să iasă clean sheets, că l-am pe Cody. Bă, da, Jimenez ăsta sfidează soarta, abia ce și-a revenit să-i suce la național acum. Nici nu știi acolo, în America Centrală și în America de Sud, când prinzi o lovitură de stat. Dar și pentru un turist e periculos, da, păi pentru un fotbalist. Dacă vezi la recepție un colonel stând la teșghea și pipăind o chelneriță, s-ar putea să fie lovitură de stat și rămâi în hotel. Deci nu știu de ce să te duci, dar în fine, îl mănâncă și pe ăsta undeva. Ia uite-l pe generalul Saint-Maxima, acolo în vârf la Newcastle, omul cu cele mai multe puncte, dar este el și nimeni după el, după cum vezi. Uite ce prăpastie între punctele lui și punctele colegilor. Absolut uluitor ceea ce a produs până în momentul ăsta Saint-Maxima. Marea problemă a lui Steve Bruce rămânând absența lui Callum Wilson. După pauza internațională se așteaptă să revină. Prețul lui Callum Wilson a ajuns la 7,3. E un preț accesibil, numai trebuie să prinzi ceva meciuri în care să ai și încredere în Newcastle și momentan nu este în zona de interes pentru investiții. Să așteptăm să vedem când ar putea să revină. Altfel, Saint-Maxima este omul în jurul căruia se învârte totul. A tot crescut în preț. Fii atent că este cu o creștere de la 6,5 în startul sezonului, acum este la 6,8, câtă lume a început să aibă încredere în Saint-Maximin după startul de sezon. Da, l-au ajuns blestemele pentru ce mi-a făcut în sezonul trecut. A început, acolo a ajuns să joace singur, nu mai are cu cine juca. Acolo o să-ți bate de unul singur,
cară mingea în față, driblează, vede că n-are cui pasa, n-are cui centra, trage din toate pozițiile, săracul nu mai... Nu mai poate, deja e terminat psihic. Așa, Berizmă. Câteva meciuri vor fi bune pentru Newcastle sau pentru Sei Maximan, pentru cei care l-au luat pentru un termen mai lung. Crystal Palace, Brighton, Brentford, Norwich, Burnley, ia uite, câteva pe aici, pe acolo, vrei să te gândești că ai jucat cu el. Dar nu știu, e discutabil în momentul ăsta, nu știu ce să spun. Nu, de aici nu, de la Newcastle. Sunt câteva echipe la care nu prea merită să te gândești, doar dacă au un meci cu Norwich. Să iei așa pentru etapă, două, pentru că altfel e să pierzi mult. Altfel, să vorbim despre potențialele echipe de start. Asta este echipa lui Wolves, cu Jose Sa în poartă, Kilman, Cody, Saiz, Semedo, Marsal, Dendoncker, Moutinho, Podens, Huang, Hichan și Jimenez. Deci, cum sunt pericole mari aici, în cele două poziții laterale lui Jimenez. Ai vrea să iei ceva jucători dinamici, cum ar fi Traore, cum ar fi Trinsao, dar deja, în afară de Jimenez, restul sunt cu semnul întrebării. Oricare din ceilalți patru pot să fie rotiți și să-ți lipsească într-o etapă în care te-ai bazat pe ei. Așa că de asta zic că rămâne Jimenez și Cody, pentru că în rest, destul de multe semne de întrebare. Iar cine vrea să dea 5 milioane pe portar, Jose Sa este disponibil și el. Deja pare că este clar portarul titular. Da, face și puncte. Pare rău de Saiz. Era altceva sezonul trecut cu Sfântul Duh care știa să se apere și Saiz ne-a făcut puncte. Destul de multe, dar acum nu mai am încredere. Da, deci nu știu ce să zic despre Wolves în momentul ăsta, dar s-ar putea să se lipească la câteva puncte interesante în pachetul următor. Ia uite aici echipa lui Newcastle cu Darlow în poartă, cu Manquillo, Fernandez, Hayden, Clark, Ritchie. Hayden ar fi omul care să ajute, ba chiar să formeze tripletă defensivă la un moment dat cu fundașii centrali. Willock, Longstaff, oamenii de mijloc de teren, centrali. Almiron și Joelinton ajutându-l pe Saint Maxima. Pare din nou aceeași echipă care se va chinui, va încerca și are resurse limitate la dispoziție. Și un meci greu. Asta e un meci greu. Wolf e o echipă care te presează. Pune presiune, vor să-ți dea gol, vin peste tine, vor avea de transpirat din greu să reziste. Complicat, complicat într-adevăr. Nu știu, o să vedem. În orice caz, mai avem de așteptat puțin până să mergem înspre investiții la Newcastle. Trebuie să vedem întâi echipa asta jucând. Să vedem că în afară de Saint Maximan mai apar câțiva jucători care să-l ajute. În rest, pare că se va împotmoli la un moment dat și Saint Maxima. O accidentare, ceva ce am mai tot văzut la el. Hai să mergem înspre următoarele meciuri. Avem partida dintre Brighton și Arsenal, care va închide ziua de sâmbătă la ora 19:30. Brighton este echipa care a făcut o impresie excelentă. Arsenal este echipa care vine după 3 victorii consecutive în campionat. Cine zici că iese aici în vârf? Pentru că echipa care ar câștiga meciul ăsta ar avea dreptul să spună, vedeți că începe să nu mai fie o întâmplare ce se întâmplă la noi. Adică Brighton ar zice, nu suntem întâmplători sus, Arsenal ar spune, n-a fost doar un pachet de 3 meciuri, că uite, a venit și al patrulea cu care ieșim bine. Dacă mă întrebai acum o etapă, aș fi zis că favorita e Brighton. Numai că în etapa trecută ne-au arătat... situația inversă, adică Brighton n-a mai fost echipa din primele meciuri, n-a mai părut atât de sigură, în vreme ce Arsenal, ați văzut ce au produs. Așa că nu știu cum se va încheia meciul ăsta, nu va fi ușor nici pentru gazde, nici pentru oaspeți. Acum, legat de Brighton, Neil Mope este vârf de puncte în momentul ăsta, e un atacant la 6,5, dar Brighton cu programul lor o să vedem că nu ne încântă foarte mult. Este un Arsenal, un Norwich. Bă, Norwich. Da? Și Mope. Neil Mope, dar e în deplasare cu Norwich. După aia vine un City-Liverpool pentru care probabil că îți pui mâinile în cap. Este situația mea că trebuie să mă gândesc ce o să fac cu portarul, dar probabil îl pun în poartă, închid ochii și mă fac că nu am văzut nimic la meciul cu City, cu Liverpool. Poate acolo, dacă rămâne Foster în poartă, vezi ce important e, că dacă va rămâne în poartă, mă poate ajuta etapele alea 9-10
să joc cu altceva, nu cu Sanchez în poartă. O să vedem. În orice caz, puține meciuri foarte grozave pentru Brighton, dar din loc în loc, uite, un Norwich, un Newcastle, un Leeds acasă, s-ar putea să vină câteva meciuri mai interesante și pentru Brighton. Da, 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 ăla cu Norwich. Păcat că urmează City și Liverpool, pentru că nu poți să iei mai mult de un jucător de la Brighton, dacă te uiți pe program. Nu știu dacă să-l păstrezi pe Sanchez înseamnă și după ce fac wildcard-ul. Da. Ai, vezi că va fi complicat să duci etapele 9-10 dacă îl păstrezi pe Sanchez. Păi de asta zic, mai aleg și un portar care să mă sau îl dublez, da, îl dublez cu un 4,5 care să joace etapele 9-10. Să te uiți să vezi pe program ce ți-ar conveni. Cauți un portar care are meciuri ok în etapele 9-10 să te ajute. Orice caz, unul dintre țelurile oricărui jucător de FPL în acest sezon este să nu rateze meciurile cu Norwich. Deocamdată este echipa targetată de toți. Oricine joacă cu Norwich, să ai jucători de la ei. Să vedem când se va schimba ceva. Sanchez, portarul obișnuit deja, Veltman, Duffy, Dunk, Burn, Cucurea, astea sunt oamenii din spate, Lallana, Bissouma, dacă va reveni Bissouma, eu zic că în continuare sunt dubii legate de prezența lui, nu este ceva garantat, Gross, Trossard și Mope. Deja parcă e un pic totuși mai așezată echipa, pentru că Veltman este chiar fundaș dreapta, Cucurea este chiar fundaș stânga, au fost multe improvizații și acum așteptăm să vedem dacă revine în echipă Lamptey, ce se va mai schimba pe acolo, pentru că Lamptey era foarte bun în banda dreaptă, a avut accidentări, încet încet revine, sunt curios să văd când va reapărea în echipă. Da, asta. Domnule, dau un guru, Trossard la ce preț e? Stai să ne uităm. Așa să l-ai în lot, cum l-am avut pe Bissouma până acum? E puțin cam scump ca să zici că hai că să-l pun acolo pe 6,4. Revoltător. Prea mult. Da, trebuie să-l iei chiar numai când ești sigur că vrei să-l joci. Când să zici, da, domne, îl iau pentru că păi pentru meci cu Norwich. Pentru un singur meci costă cam mult. E și situația, lui Mope, și Mope costă 6,5. Dacă jucătorii ăștia erau pe la un 5,5, te gândeai, care merge de buzunar așa, să-l mai arunci la câte un meci. Da, visul mai era mai ieftin. Îmi pare rău, un gură Trossar era... Dincolo, la Arsenal. Ia să vedem cum ar putea să arate echipa de start. Ramsdale, o să vorbim despre el, pentru că Ramsdale este o reală opțiune în momentul de față. E un portar la 4,5, bun la Arsenal. Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney. Din echipa asta, de acolo, de pe linia de fund, Tomiyasu și White sunt tot în zona 4,5 de preț și poate să ajute orice echipă wildcard sau ceva ce plănuiește ceva mai mult, dar o să ne uităm pe program să înțelegem de ce sau cât am mai vrea jucători de la Arsenal. Partey și Sambi Lokonga, Ødegaard, Saka, Smith Rowe și Aubameyang. Așa ar fi. Smith Rowe reintră în atenția multora pentru că el a coborât de două ori în preț. Mi-a coborât, pot să spun mie, mi-a coborât de la 5,5 la 5,3. Și încep să prind curaj că încep să-l cumpere oamenii și poate mi-urcă înapoi la 5,4 măcar să mai pansez puțin pierderea din startul sezonului. Mai încă n-am așa mare încredere în jucătorii lui Arbaleta pentru că a început foarte prost sezonul. Pare să-și fi revenit, dar vreau să mai văd vreo 2-3 etape măcar cum joacă, să nu cadă înapoi în găleată. Portalul Ramsdale, trebuie să vorbim de el pentru că rar ai portari la 4,5 care să joace la echipă cu pretenții în Premier League. Aia e asta, da. Și meciurile sunt, după cum le vedem pe aici, cu Crystal Palace acasă, Brighton, Aston Villa, Leicester, Watford. Ai zice că te poți baza pe portar pe aici până prin etapa 11, că dacă ia gol, se trage mult la poarta lui Arsenal și de multe ori reușește să scoată puncte pentru paradele pe care le face. Este un meci cu Liverpool pentru care în etapa 12 ai vrea să ai poate ceva backup pentru el sau meciul cu Leicester din etapa 10. Dacă îți găsești un alt portar de 4,5 pe care să-l arunci în meciurile astea din deplasare, să ai un portar bun de dublaj în etapele 10-12 pe care îl bagi în locul lui Ramsdale, poate și asta să fie o opțiune. Pentru că în rest, după aia, cam de aici se cam termină etapa 12, da? Este Liverpool, Man United, Everton, deplasare,
Southampton, da, începe să fie mai complicat. Dar nu zic că e o alegere rea să mergi cu Ramsdale portar în momentul ăsta, dacă vrei să schimbi strategia de portar. Dom'le, sezonul ăsta începe să devină mai complicat să-ți alegi portarii decât atacanții. De când au venit Lukaku și Ronaldo, na, deja prea mulți atacanți, pe când la portar nu mai știi pe cine să iei, că toate echipele par setate să iei cât mai mult. Păi, cu pachetul ăsta de meciuri, să știi, Ramsdale va urca în preț în curând. Va sări la 4,6, cred, că oamenii îl cumpără, fiind acum tot mai sigur portar. De ce zic că e bine să-l dublezi cu unul de 4,5? Pentru că acolo încă este Ben Leno. Și dacă orice se întâmplă și te trezești că îl pune pe Leno în poartă, n-ai vrea să depinzi doar de Ramsdale, că este o opțiune disponibilă ușor pe bancă pentru Arteta. Da, te-am uitat. Mai să-l uităm pe bietul Leno. Cazul ăsta devine cam riscant cu Ramsdale. Am uitat că nu este el titularul. Păi este titular în momentul ăsta. Este... Dar momentul ăsta, da. Depinde și de cum apără pentru a-l ține în continuare rezervă pe Ben Leno. Eu zic că dacă greșește într-un meci, gata, s-a curățat, revine Leno și după aia mai... Chiar un meci nu cred, dar cred că dacă prinde două proaste la rând, atunci da, primește o șansă Leno. Ala, o să facă scandal. Stați-vă un pic, eu eram aici... Numărul 1, păi ce se întâmplă? Nu prea știu cât scandal poate face, pentru că Leno este înspre finalul contractului, se apropie tot, cred că mai are un an, doi de contract, și Ben Leno nu cred că e atât de mult în măsură să bată cu pumnul masă și nici nu cred că este caracterul ăla care să fie scandalagiu. Adică sunt curios să văd, dar să ținem cont de lucrul ăsta, că există acolo un portar gata să intre în poartă oricând, de ar fi bine dacă îl iei pe Ramsdale să-l dublezi cu încă un portar de 4,5. Mai vedem. Ok. În rest, de la Arsenal, cu pachetul ăsta de meciuri, Smith Rowe, am vorbit despre el, este la 5,3. Sunt meciuri încă bune pentru Arsenal. Astea cu Brighton, Crystal Palace, eu știu, Watford, Newcastle, din loc în loc mai poți juca cu ei. Nu sunt toate bune și de asta ar trebui să mergi pe variante de buget, cum ar fi Smith Rowe, 5,3. Cum ar fi Saka, 6,3, acum a urcat și el la 6,3. Astea sunt variantele. Eu l-am pe Tierney în echipă, îl am pentru că nu sunt, eu știu, la limită cu banii, este ok. Mi se pare că poate să mă mai ajute puțin și ofensiv, dar evident că dacă vrei să iei defensiv, Ramsdale este 4,5, în vreme ce Ben White este chiar 4,4. Deci dacă vrei să mergi la super buget, ai fundașul central care joacă împreună cu orice portar, Ben White, va juca. Și atunci 4,4 este chiar o variantă mai ieftină decât portarul dacă vrei să mergi pe ceva defensiv de la Arsenal. Și în plus, Tomiyasu este 4,5. De vă spuneam, în zona asta te poți duce dacă ai încredere defensiv în Arsenal, că va putea să țină câteva clean sheet-uri. Va ține, da. Nu știm când și vreau să-i mai văd jucând. Da, un Smith Rowe să-l ai în lot, la cât de puțin costă, da. Mai departe nu cred. Păi este în aceeași zonă de preț cu Kovacic, cu ăștia pe la 5, sub 5,5. Așa că, da, ar putea să te ajute. Mie îmi convine să văd că oamenii îl cumpără. De asta vă spun, nu trebuie să fiți atât de supărați că vă rămân puncte pe bancă. Important e să vă facă ceva, inclusiv oamenii de pe bancă, pentru că pot crește în preț. În cazul meu, faptul că a făcut ceva Smith Rowe mă ajută să îl văd devenind popular, să-l cumpere oamenii ca să pot să recuperez momentele lui de nepopularitate din startul sezonului, când multă lume l-a vândut și a început să pice în preț. Da, condiția e să nu ai accidentări multe în echipă și să rămâi cu ăștia, în loc să-i vinzi când e momentul potrivit, să nu poți să faci nimic și să te uiți la ei cum cresc și după aia cum scad în preț. Mergem la meciul de duminică. Avem Crystal Palace cu Leicester, primul care este pus în pachetul de la ora 16, în ordine alfabetică, sigur. Crystal Palace cu Leicester, un meci care, băi, ce a pățit Crystal Palace la ultima fază a meciului, ce gol a luat cu Brighton luni seara, extraordinar. O minge dată de Veltman aruncat acolo pentru Mope, care a reușit să o ciupească peste portar, nu a venit nimănui să se creadă. Crystal Palace conducea cu 1-0, s-au trezit brusc egalați la minutul 95 de prelungire. Da, asta este. Crystal Palace acum va juca și cu Leicester și aș zice că ambele echipe
caută puțină liniște. Crystal Palace a lăsat o impresie puțin mai bună decât ne așteptam cu ceea ce oferă Vieira în momentul de față la Palace. Leicester, în schimb, este la capitolul dezamăgire până acum în start de sezon. Și cu siguranță se uită la meciul ăsta ca unul care să repare imaginea startului. Păi asta mizez și eu. Adică doar și Vardy să facă ceva, că se poate face. Acum nu știu dacă Leicester va termina cu bine meciul, dar mă aștept de la Vardy să dea și el măcar un gol sau un asist. Acum, la nivel de puncte, astea sunt vârful pentru Crystal Palace. Îl vedem pe Gallagher, despre care am vorbit. A urcat de la 5,5 la 5,7 deja, Conor Gallagher. Și este în continuare una dintre recomandările importante pentru buget. Cine are nevoie să-și completeze lotul pentru buget, 5,7 este un preț accesibil pentru Gallagher în condițiile în care ne uităm pe program și vedem că vor fi câteva meciuri în care să poți juca cu el fără mari probleme. Adică un Newcastle acasă, un Wolves acasă, un Burnley în deplasare, un Villa acasă, un Leeds în deplasare. Din loc în loc vei putea juca și cu Conor Gallagher și cel puțin ai zice că ești sigur că joacă. Adică poți să-l ții pe bancă și dacă ai nevoie de două puncte de ale lui de pe bancă, să, într-adevăr, să ai om care joacă. Și Gallagher bate și fazele fixe. Gallagher apare și la finalizare de multe ori. Deci este un mijlocaș central extrem de dinamic în momentul actual la Crystal Palace și ar putea să fie într-adevăr un pion interesant pentru buget și pentru completarea lotului. Eu știu, în zona aia de lotul numărul 13-15 din lotul tău, în zona aia de final, de completarea lotului, Gallagher ar putea să fie acolo. Da, ăsta e un jucător interesant. Îl am în vedere. Așa, în rest prea puțin de recomandat de la Crystal Palace, că asta este, restul sunt fie prea scumpi, fie prea puțin credibil apărarea lui Crystal Palace pentru a recomanda ceva. O să ne uităm la primul 11 să vedem ce ar putea trimite în teren, ca să înțelegem și pe cine nu recomandăm în momentul de față. Guaita este portarul lor, Ward, Anderson, Gehi, Mitchell, apoi Milivojevic, MacArthur, Gallagher și în atac Ayu cu Zaha și cu Edward, care pare să fie momentan favorizat puțin în fața lui Benteke. Da, nu-mi place niciun. Ce are un atac. Da, bine, de la Crystal Palace. Ați văzut că nici măcar fani nu au. Cred că e singura echipă din Anglia care n-are fani în România. Păi cu un asemenea atac nu vă spărați. Zaha, bine că am scăpat de el atunci. Zaha, jucător interesant. Rămâne Zaha, Gallagher și mie îmi place Anderson, fundașul central. A fost o discuție la un moment dat că Tottenham ar fi fost interesată de Anderson să-l cumpere vara asta. N-a ajuns la Tottenham, dar la Crystal Palace cred că va fi un jucător important, Anderson. Mă bazam pe faptul că văzusem calitate la el la Fulham și la Crystal Palace îi ajută deja în startul de sezon să stabilizeze cumva defensiva. Să vedem, dar prea puțin, prea puțin. Clar. Să vedem, ne ducem înspre adversari, oamenii de la Leicester. Ce are în lot Brendan Rodgers și ce a reușit să facă până în momentul de față, în bună măsură s-a datorat lui Jamie Vardy, cel care este cu mult în fața colegilor și la puncte în FPL. Vardy rămâne într-adevăr un om important care încă nu arată vârsta și continuă să marcheze goluri, inclusiv în proprie poartă, să nu uităm în ultima etapă, un autogol și două goluri date de Vardy. Așa? S-a iertat. Crystal Palace, apoi United acasă. Tu îl ții cumva și pentru United sau renunți la el pe wildcard? Nu știu. Vezi că sunt niște meciuri nasoale. Cu Brentford nu e meci ușor. Cu Arsenal nu e. Cu Leeds, da, e bun pentru Vardy. Cu Chelsea nu e bun. Nu știu dacă îl mai țin. Probabil că nu. Da, din loc în loc sunt câteva meciuri bune pentru Leicester, dar sunt prea puține pentru a justifica investițiile la ei. Leicester nu are momentul de față. Asta e că Leicester nu are momentul de față niște găselnițe ieftine cu care să te lipești la ei. Sunt jucători pe care să iei și să te bazezi că îți dau și rezultat imediat, pentru că altfel sunt prea scumpi ca să fie oameni cu care ai încercat și tu. Nu prea merge. Sunt jucători destul de scumpi ca să zici că ai făcut doar o încercare. Așa că, nu știu, nu pot să recomand în momentul de față ceva de la Leicester. Defensiv ar fi ceva, dar e atât de multă
nebuloasă în ceea ce propune acum Leicester. Westergaard mi-ar fi un jucător interesant la 4,9, dar nu văd secvența aia în care Leicester urmează să securizeze totul. Poate ceva mai încolo, uite, pachetul ăsta 13-16, etapele astea, nu știu, dar prea puțin. Deocamdată stau departe de Leicester, nu cred că este nici Vardy ținta mea și în același timp nici nu mă convinge defensiv. Să vedem Mihai Nacho când va începe să intre în echipă, dar uite că și el este de 7.0 atacant. Nu poți să te duci să cumperi în momentul ăsta jucătorii ăștia câtă vreme echipa nu merge și nu știi foarte sigur pe ce variantă de sistem urmează să ajungă Brendan Rodgers până la urmă. Uite echipa probabilă de start cu Schmeichel, Pereira cu Castagne, nimeni nu știe cum joacă în momentul ăsta, adică unul este scos, altul este băgat, împins mai în față, ținut mai în spate. E foarte frustrantă rotația asta cu Castagne și Pereira, de aia nu e o zonă în care să recomand nimănui să se bage. Westergaard, Soyuncu, Tielemans, Soumaré, Madison, Barnes, Iheanacho și Vardy. Și construcția asta pare deja ciudată. E ca și cum încă nu știm cum ar trebui să arate Leicester. Câte vreme acolo mai trebuie să apară și Patson, dacă jucătorul a dus în atac. Iheanacho, dacă în sfârșit ar fi titular, din nou s-ar schimba ceva în varianta lui Leicester. Este o echipă care încă se caută. Nu prea vrei să te bagi neapărat în momentul ăsta înspre Leicester. Vardy e... Bineînțeles, e blindat, dar în rest e complicat. Și uite ce lotare, da? Castagne, Westergaard, Tielemans, Madison, Barnes, Vardy, Iheanacho. Bă, mă, ce bătaie era pe ăștia în sezonul trecut. Da. Chiar și pentru Iheanacho pe ultima fază. Deci Brenda și Smigel sunt... par să fie singurii manageri care au valoare în lot, dar nu știu să o folosească. Nu știu să zic, e complicat în momentul de față. E de văzut. Poate să fie meciul care să ne dea semnalul că ceva revine în bine la Leicester, dar deocamdată au mers foarte împiedicat în sezonul actual. Spurs cu Aston Villa. Meciul care va fi televizat. Aici e de văzut. Tottenham a făcut un meci de instrucție prin Conference, Europa Conference League, dar nu e cazul de luat în seamă. Mai degrabă aș zice că nu e ceva de lăudat la Tottenham, pentru că au condus cu 2-0, au luat un gol dintre ăsta de generic de la cei de la Mura, fraților. Mura, ca să înțelegem, e un club care s-a înființat după ultimul trofeu câștigat de Tottenham. Ce să mai adăugăm, da? Deci e un club mai nou decât istoria ultimului trofeu câștigat de Tottenham. Dă să o lăsăm baltă, da? Las că nu v-ați făcut de râs cum s-a făcut United cu Young Boys Berna. Ați dat 5, echipă de Champions League. Acum Mura, acum am auzit numai de ei în sezonul ăsta prin Europa, n-a auzit nimeni de ei. E o echipă care a revenit la 2-1 și în momentul ăla Nuno s-a întors spre bancă și a zis: Mura, Son, Kane, come on! A băgat pe aia 3, s-a terminat 5-1 de la 2-1, a dat un hat-trick Harry Kane. Da, niște nevinovați, dar nu știu ce să zic. Acum o să vedem, ăsta e testul, nu este meci de Europa Conference League. Aici o să vedem dacă într-adevăr am revenit cu ceva după meciul cu Arsenal. Și e de văzut, Tottenham, în momentul de față, Harry Kane a ajuns la 9 goluri în actualul sezon. Îți vine să crezi? Da. Și în Premier League, 0. Toate sunt date numai prin cupe. Da, nu înțeleg cum vine asta, ce mintea lui. Adică în cupele europene e ok, pare ok, dar m-am uitat. Sunt făcut și atitudinea lui, e alta. În teren și în Premier League e bufnat, nu înțeleg. Ori e supărat, dar binele ori nu pricep. Are 7 puncte în tot sezon. 7 puncte și uite aici. Doar un meci a lipsit, în meciul cu City în prima etapă și în rest a început să joace. Și uite, 1-2-2. What the fuck? Nimic, m-a și ratat. Mai zic cum... Da, să vedem ce se întâmplă, pentru că eu am nevoie de Harry Kane să ne arate calitate în pachetul ăsta de meciuri ca să mă convingă că într-adevăr de la Lulacu trecerea este la Harry Kane, exact, în etapa 12. Da? Dacă ne arată ceva în pachetul ăsta, atunci evident ne interesează Harry Kane imediat odată ce ajunge în etapa 12, pentru că este Leeds, Burnley, Brentford, Norwich și aici trebuie să iasă Măcel. Kane, Son ar trebui să fie priorități pentru loturi în secvența aia de 4 meciuri
și probabil că va ploua cu puncte. Doar să fie sănătos și să ne arate că, într-adevăr, echipa asta se leagă până la momentul ăla. Da, păi asta vreau să văd și eu acum cu Villa și cu Newcastle, dacă își revine Harry Kane, ca să ne putem folosi și noi de el. Că de Son, da, știu că le putem. Deci Son, în mod sigur, îl iei din etapa 12. Ăsta sigur îți dă și goluri și asisturi în meciurile alea. Nu știm Kane ce va face. Deocamdată echipa ar trebui să arate cam așa. Loris, Emerson, Royal, Sanchez, Romero. Asta ar fi varianta care să vedem cum va funcționa. Să dispară Dyer. Mai Dyer, fraților. Region, apoi Skip, Højbjerg, Ndombele, discutabil Ndombele, pentru că sunt curios să văd dacă va primi o nouă șansă după meciul cu Arsenal, după... Na, are niște momente mai ciudate Ndombele. Îți dai seama că Mourinho a profitat, i-a trimis imediat după mine. Ți-am zis că ești un loser. Ai văzut? Da, bineînțeles. Ăla nu uită, era închinos. E ceva ce mai trebuie să vă spun. Semnele sunt, tot ce aud așa prin șoapte, că lucrurile nu sunt bine. Eu v-am spus, deja, după cum a vorbit Nuno la finalul meciului cu Arsenal, v-am spus că nu-i bine. Și ce am aflat de după meciul cu Arsenal, doar a mai întărit puțin faptul că situația nu e deloc bine. Nu e bine. Nu știu cât autoritate are Nuno Espirito Santo, nu știu cât de multă prezență are în momentul ăsta în vestiar. Deocamdată, mi se pare că oamenii nu cred în planul lui. Mai este o problemă. Jucătorii ăștia n-ar trebui să primească șansa să se oprească din jucat pentru al treilea manager. Pentru că au făcut-o pentru Pochettino, au făcut-o cu Mourinho și ne putem trezi că o fac din nou cu Nuno. Și în cazul ăsta... Da. Efectiv, va trebui să aduci un om care să taie frumos cu bisturiu prin vestiar și să scape de toți oamenii ăștia care se opresc din jucat, că nu le convine antrenorul. Deci dacă o să vedeți Tottenham șchiopătând prin secvențele următoare și neînțelegând ce joacă echipa asta, suntem din nou într-un moment nasol. Eu sper să văd ceva reacție, să văd că jucătorii ăștia pun osul, că joacă așa cum ar putea să joace, că au un plan, că nu știu, ceva se întâmple. La momentul de față, semnalele nu sunt bune și doar rezultatele pot să întoarcă situația. Să vedem și o altă atitudine a lui Kane. Eu încă sunt în situația de a căuta o scuză pentru Harry Kane. Deci pentru cât de mult contează sau a contat de-a lungul anilor Kane pentru fani, fiecare dintre noi caută să-i găsească o scuză. Kane trebuie să ne ajute puțin să putem să-l scuzăm, da? Și trebuie să vedem ceva din partea lui, pentru că după meciul cu Arsenal, efectiv, n-am mai căutat scuză pentru nimeni. Nu mai poți să ascunzi pe nimeni după un meci cum a fost jucat ăla cu Arsenal, da? E timpul să iasă la interval oamenii ăștia, să înceapă să ne arate fotbal, să înceapă să ne arate o echipă. Altfel, înseamnă că trebuie să ne orientăm spre altceva. Da, eu sper să nu le treacă prin cap chestia asta. Hai să mai schimbăm un manager, pentru că asta chiar că se va întoarce împotriva lor. Și nu-i cazul, adică ce ai cu Sfântul Duh? Asta chiar știe să mențină o atmosferă plăcută și nu este deloc habarnist. Și eu defensiv. E defensiv, asta e marea problemă. Asta da. Sună retragerea. E ușor să înceapă să bage strâmbe toată lumea, să spună, aia bă, lăsați, ce ăsta e antrenor în punea, să se retrage cu oricine ne dă. Da, mă, când vezi că vârful tău nu face nimic, da, la un moment dat, na, te pierzi și tu cu fire, bă, măcar să apă rezultatul, dacă nu suntem în stare să dăm. Deci deocamdată nu este ceva de interes pentru noi Tottenham, dar este element de studiu să vedem meciurile următoare, să înțelegem ce se întâmplă la echipă și dacă încep să devină de interes oamenii ăștia care sunt prin lotul lui Tottenham. Să ne uităm spre Aston Villa. Ce vedem aici este prezența lui Cash, Mings, Ings în vârf, portarul Martinez. Acum, chestiunea cu Aston Villa, dacă ne uităm la meciurile lor, este că s-a dus orice era bun pentru Aston Villa și deja sunt secvențe destul de complicate. Nu știu, nu este un program pe care să încep să recomand ceva de la Aston Villa. Cred că suntem în situația de a sta toți deoparte și a aștepta să vedem cum se leagă lucrurile la Villa și dacă încep să scoată capul unii jucători de care chiar să dorim să se lege investițiile noastre. Da, eu și așa nu prea aveam încredere în Dean Smith și chiar dacă în unele meciuri pare că sunt ok, aștept să vină și perioada în care nu-i mai ies.
treburile. A avut noroc cu Ings până acum, deci a fost un transfer excelent. Credeam că după plecarea lui Grealish nu-și mai revin. Asta a fost Bulanu cu Ings, dar nu știu cât o să mai țină. Sunt curios să văd dacă în spate acolo, pentru că el pare că va rămâne deocamdată cu formula asta de 5 în spate. House a dat golul pe Old Trafford, dar n-ar trebui să ne surprindă dacă Tuan Zebe reapare acolo și House e pus pe bancă. Dacă rămâne House în echipă, este pentru că vrea să-i dea o recompensă după golul ăsta dat pe Old Trafford. Dar altfel Tuan Zebe a fost al treilea om în formula aia și a lipsit doar pentru că n-avea drept de joc în meciul cu Man United fiind împrumutat. Martinez în poartă este evident, Cash, Consa, House, Mings și Target, cu mențiunea că n-ar trebui să ne surprindă să-l vedem pe Tuan Zebe acolo în locul lui House, Ramsey, Luiz și McGinn, Ings și Watkins. Acum, e greu de recomandat ceva, pentru că Ings și-a mai pierdut din strălucirea startului de sezon, Watkins este omul care pare mai activ, dar pare că niciodată nu-ți va aduce puncte când ai investi în el. Și în rest, în spate, ăștia trei sunt greu de recomandat ca investiție. Ramsey, Luiz, McGinn. Luiz este ieftin, ce-i drept, și a început să apară Douglas Luiz prin unele echipe, dând și pasa de gol din corner pentru golul lui Corney House. Douglas Luiz e din ăsta de super buget, spune tu, ultra bugetar, da? 4,5, exact ca Bissouma. Deci, poți să-l treci pe listă, exact cum ar fi Bissouma, numai că problema este în care meciuri te gândești că joci cu Douglas Luiz. Este un mijlocaș defensiv, la fel cum este Bissouma, doar dacă te gândești că te ajută cu ceva. Dar ăsta are și obiceiul de a lua multe galbene. Cartonașe galbene, goals, unde este? Yellow cards! Ia uite, deocamdată are unul singur, dar în sezonul trecut, 8 yellow cards. Este un om care se lipește la cartonașe galbene pentru că e la zona asta de distrugere a jocului și se bagă oricând doar să oprească o fază rapidă. Da, e periculos. Ăștia la închidere, da, îți pot face surprize. De aia trebuie să cauți, că mai sunt și exemple dintre astea, e drept că destul de rare, închizători care produc și pentru atac ceva. Uh-huh. Și mi-aduc aminte de Sucek, de exemplu. Da. El a fost la 5.0. Ce surpriză plăcută a fost. Da. Frumoasă aventura sezonului trecut cu Sucek. Da, 10 goluri din postura aia, absolut senzațional. Deci puțin de recomandat de la Aston Villa. Acum meciul ăsta trebuie să ne spună un diagnostic despre Tottenham, despre ce se întâmplă la echipă după derbiul eșuat cu Arsenal, după bătaia cruntă încasată cu Chelsea și după umilința și cu Crystal Palace. Sunt 3 înfrângeri la rând în campionat cu 3 goluri încasate. Trebuie să vedem ceva reacție și sunt curios să vedem ce o să vină. West Ham cu Brentford. Două echipe care în continuare își arată mușchi în startul de sezon. West Ham și plusând cu prezență în Europa League. Asta e un detaliu interesant. West Ham are un meci pe care l-a jucat joi seara. Brentford a avut o săptămână la dispoziție să pregătească meciul. Periculos scenariu pentru David Moyes. În sfârșit a venit momentul să simtă și Moise cum e să sară tocilarii ăștia 11 pe tine, să te tragă de păr, de urechi, de nas, să-ți bage degetele în ochi. Abia aștept. Sper să-i facă și lui o surpriză neplăcută, că Brentford premulții va face să sufere sezonul ăsta. Ce spui despre acest personaj? Mihail Antonio a și jucat în seara de joi. Au apărut câteva emoții pentru oamenii care l-au pe Mihail Antonio, au apărut sără niște discuții că acuză ceva probleme musculare în prima repriză cu Rapid Viena în Europa League. Să nu cumva, dar adevărul e că oamenii pentru meciul ăsta îl vor neapărat pe Antonio, așa că ăsta ar fi meciul în care să le joace și să încerce să le aducă returul de puncte. Antonio va ține să dea gol, asta vă spun 100%, pentru că el a menționat că a ajuns la al 6-lea meci cu gol marcat în Premier League și în condițiile astea ține neapărat să joace mai departe, să poată să contribuie mai departe. Mă rog, nu a ajuns la al 5-lea meci în care a reușit să dea gol, dar are 6 goluri în 6 etape, pentru că a reușit să marcheze și 2 într-un meci, în meciul ăsta cu Leicester, da? În rest, nu a jucat în meciul cu United și ies golurile astea, așa, unde este, da, cu United? A, n-a reușit să marcheze nici cu Southampton. A, ok.
5 goluri în 5 meciuri jucate de el în campionat. De fapt, asta era toată povestea, pentru că a lipsit în meciul cu Man United. Ma, ia zic că el va ține să dea gol, cu siguranță, dar Michael Antonio a urcat la 8.0, este aproape la jumătate din FPL îl au în momentul ăsta pe Michael Antonio. Discuția este despre pachetul de meciuri care vine pentru West Ham. Ai putea spune că ai încredere în Antonio, că dă gol cu orice adversar. Și n-ai fi departe de a avea argumente pentru asta, da? Că e genul ăsta de atacant. Meciurile astea tari, în schimb, pot aduce dueluri tari și prezențe fizice mult mai importante pentru el. Este un specimen fizic, Antonio, dar s-ar putea să fie dueluri mult mai tăioase astea cu adversarii mai complicați. Și Everton, Tottenham, Aston Villa, Liverpool e un pachet de 4 meciuri în care cred că oamenii vor cântări dacă îl mai țin pe Antonio, mai ales cei care joacă wildcard în etapa 8. Le-a făcut destule puncte până acum. Cu Brentford nu știm cum va fi pentru el. Brentford uneori joacă foarte deschis, cum a făcut-o cu Liverpool, alteori se apără perfect, cum a făcut cu Arsenal. Depinde dacă îi vor da voie. Eu spun că oamenii care nu l-au pe Lukaku și nici pe Ronaldo, liniștit vor opta pentru Antonio, capitan etapa asta. Nu înseamnă că e un meci la îndemână, cum spui și tu. Înseamnă doar că înțeleg tentația lor de a-l pune pe Antonio capitan dacă au de rezolvat probleme în altă parte din echipa lor, știi? Adică absențele astea despre care am tot vorbit. Și atunci o să vezi că va fi un capitan destul de popular în etapa asta. Nu la fel ca Lukaku și Ronaldo, dar o să apară în opțiunile de capitan. Da, eu nu l-aș fi ales pentru că în continuare nu am încredere în prezența lui fizică. Tot ziceai că un jucător fizic are vârsta pe care o are, nu știi când se accidentează și n-aș vrea să-mi facă surpriza tocmai în meciul în care l-am luat. Așa că pachetul nu ne mai recomandă să vă dăm ceva opțiuni pentru West Ham. Le cunoaștem oricum Antonio, Cresswell sau Benrahma. Eu i-am Benrahma și Cresswell deocamdată. Da. Problema este că pare să fie ultimul meci bun după o perioadă, după care vine o perioadă complicată pentru West Ham. Da. Și e de cântărit dacă aveți jucători, ce faceți cu ei, care este planul cu ei mai departe. Altfel, așa ar trebui să arate echipa de start, cu mențiunea că Zoufal este un semn de întrebare pentru finalul ăsta de săptămână, are câteva șanse, 50-50 șanse, dar a lipsit în Europa League și e de văzut dacă va fi apt fizic pentru meciul ăsta. Fabian Schimpoartă, Zuma, Ogbonna, Cresswell, Soucek și Rice, Bowen, Benrahma, Fornals, Antonio. Oarecum o echipă destul de standard, cu mențiunea că de văzut situația lui Zoufal dacă va fi bun de joc la ora meciului. În rest, da, zicem că pentru cine are West Ham, ăsta este cântecul de lebădă după, înainte de a veni pachetul complicat de meciuri. Bună echipă! Sunt alții care i-au luat la ochi și vor să-i dezmembreze. Orez e curtat de lung, se pare că și Benrahma și Cresswell. O să vedem, în iarnă sau la vară, are echipă bună. Până acum ne-au servit. Deci cine a avut jucători de la ei, n-a avut motive de regret. Da. După și etapa asta, gata. Să vedem Brentford, ce urmează pentru ei. Au trecut de testul cu Liverpool și au demonstrat că pot să reziste și prin meciurile grele. De văzut, Ivan Toney este un om pe care eu îl am și pe care deocamdată a reușit să mă convingă că pot să-l țin. Exact ce spuneam săptămâna trecută, că poți să joci cu el, chiar în meci cu Liverpool. Am jucat și a reușit să scoată 5 puncte, plus a fost acolo, la un mic offside de a da și un gol în meciul ăsta. Așa că Ivan Toney a convins în meciul cu Liverpool, urmează pentru ei pachetul ăsta cu West Ham și Chelsea, după care eu spun că din nou se deschide un pachet de 4 meciuri accesibil pentru Brentford. Dacă te uiți, este Leicester acasă, Burnley, Norwich și Newcastle. Eu zic că meciurile astea pot să ți-l aducă din nou în atenție pe Ivan Toney. Complicate meciurile astea cu West Ham și cu Chelsea, dar mai apoi, din nou, ceva mai accesibil pentru ei. Băi, da, ți-am zis, aici intră la concurență cu toarșul Chris Lemne. Că și el ar avea niște meciuri interesante. Acum, de văzut,
pachetul ăsta este tentant, din nou. Eu, pe mine nu m-ar surprinde să rămân cu Tony prin meciurile astea, cu West Ham și Chelsea. Adică acum sigur rămâne. Și atunci nu mai e atât de mare problemă pentru mine să-l țin peste Chelsea-Leicester decât dacă vreau să ajung la alt atacant. Adică să nu-l dau pentru că vreau să scap de el, ci pentru că este altul la care neapărat vreau să ajung. De altfel, Tony nu mă încurcă cu nimic la prețul ăsta, 6,3. De acolo cred că poate doar să mai urce într-o oarecare măsură. Încă mai este la 15%. Dacă scoate la fel ce a scos în ultimele etape, uite aici, 12 puncte, 5 puncte, a meritat să fie ținut. Și mi-a adus punctele astea, acum, da. 6, 12, 5 și a meritat banii. Până acum da, dar nu cred că de acum înainte ar fi o opțiune neapărat Tony în fața altora. Deocamdată așa ar trebui să arate echipa, deja obișnuită în bună măsură. Rea, Canios, Ayer, Jansson, Pinnock. Pinnock are o problemă medicală, de văzut dacă va fi apt pentru meciul ăsta. Henry, Rico Henry în partea stângă, Nørgaard, Onyeka, Jensen sau Janelt, de văzut acolo ce se va întâmpla, Mbeumo și Tony. Acum, ăștia doi, Mbeumo și Tony, pe Mbeumo cred că putem să-l notăm și pe el ca opțiune când vine pachetul ăla mai bun de meciuri, doar ca să vezi varianta lui de preț, 5,5, excelent, la nivelul de mijlocaș. Și tu spuneai de zona asta de preț, dacă găsești unul care se contribuie și în atac. Păi uite-l aici, pe ăsta care joacă în linie cu Ivan Toney, în bună măsură, atacant. Și dacă te uiți la program, aici, meciurile astea, da? Leicester, Burnley, Norwich, Newcastle, Everton acasă. Uite, cumva aș zice că din nou încolo poți să te trezești că Toney și Mbeumo devin opțiuni în pachet din ăsta de termen mai lung. Și sunt de buget. Îți completează lotul și îți eliberează fonduri pentru alți jucători pe posturile lor, mijlocaș, atacant, dacă rămân în continuare apți fizic și disponibili. Da, hai să zicem Tony, dar o să vedem în etapa aia dacă nu sunt, din etapa aia dacă nu sunt și alte opțiuni mai bune. Da, corect. Așa că de văzut, West Ham se așteaptă să câștige meciul ăsta, sunt convins. Dar e un alt test pe care trebuie să vedem cum îl trece Brentford și cum îl trec cei pe care îi întâlnește Brentford. Pentru că în ultima vreme ei testează adversarii, nu atât de mult adversarii pe ei. Să vedem. Dar meciul etapei, clar meciul etapei, este cel care se joacă duminică de la 18:30 între Liverpool și Manchester City. Ceea ce în anii trecuți era derbiul de campionat, adică oamenii care confiscau lupta la titlu, erau Klopp și Guardiola. În momentul ăsta discuția puțin s-a complicat, apărând Tuchel, apărând Ronaldo și propulsându-l pe Solskjaer în discuția asta. Dar Liverpool cu City rămâne un cap de afiș uriaș pentru desfășurarea sezonului. La mijloc de săptămână s-au întâmplat diferit lucrurile pentru cei doi antrenori. Klopp a câștigat categoric, marcat ploaie de goluri peste Portugalia, da? În vreme ce Manchester City a fost bătută la Paris Saint-Germain cu gol Lionel Messi, da? Adică copilul de suflet al lui Guardiola. Da, dar au jucat mai bine. Au fost peste PSG. Păi, da, au jucat. Știi ce am văzut? Oricum, noi vorbeam săptămâna trecută despre care va fi echipa care își va permite să se pună să o atace pe Manchester City. Da, Paris Saint-Germain a fost o echipă care nu neapărat să se simte incomodată de a ieși la atac cu City. Cel puțin asta am văzut, știi? Adică sunt puține echipe care au tupeul să vină să împingă City în apărare. PSG are jucători cu care se poate să facă asta. Aici s-a văzut ceea ce nu-i convine lui Guardiola să audă și de fiecare dată se face arici pește balon când îi se reproșează. Asta s-a văzut că n-are vârf meciul cu PSG, pentru că au dominat cea mai mare parte a meciului, s-au urcat peste ăia, s-au dus, i-au presat, dar crezi că l-a lăudat pe Sterling, nu era nimic. L-a lăudat pe Sterling, pentru că tocmai ca să nu să n-apuci tu să-i spui că n-are vârf, l-a lăudat pe Sterling pentru cât de bine a jucat vârf. Da. Deci nu, n-a făcut Sterling, va fi la îndemână de fiecare dată când nu iese un rezultat lui Guardiola să spunem că n-are vârf, că asta este problema. Și adevărul e că putem să spunem de acum că de câte ori nu va câștiga vreun meci,
Domnule, să-și ia vârf, dacă vrea să câștige, da? Asta e. Puteți să-i spunem la fiecare meci. Meciurile cu echipele mai mari, da, contează și asta. Eu rămân la părerea mea că în etapa trecută Tsukal s-a bătut singur. Acum, Liverpool. Marea problemă pentru ei, absența lui Alexander-Arnold. Accidentat în finalul săptămânii trecute, Alexander-Arnold a jucat meciul cu Brentford, toate minutele, dar după aia s-a anunțat accidentarea că nu va fi disponibil pentru meciul cu, cu de Champions League din Portugalia, cu Porto, și am aflat că nu va fi disponibil nici weekendul ăsta, dar că revine după pauza internațională, undeva din etapa 8. Asta creează mari probleme pentru mulți manageri FPL, pentru că mulți, cum e cazul meu, eu l-am pe Trent și mai pot să apară alte probleme, cum ar fi Ailing, alții au problema Luke Shaw, te poți trezi cu multe probleme defensive brusc și nu știi dacă ai oameni cu care să joci. Trent, întrebarea este, îl ții sau te gândești să te duci în altă zonă cu investiția? Pentru că după meciul ăsta, meciul cu City, apoi este un Watford în deplasare, United deplasare, Brighton acasă, West Ham deplasare, Arsenal acasă, Southampton acasă. Nu știu, mi se pare aici un pachet cu care m-aș risca să merg fără Alexander-Arnold. Și sigur că o să revin undeva. Probabil când joc wildcard-ul în zona asta, atunci voi reveni să-l iau pe Alexander-Arnold. Dar până atunci, pare că pot să-mi asum riscul de a juca fără el. Da, și eu zic, nu e un semn bun când încep să scârție lucrurile la Arnold, a mai fost accidentat. Nu uitați ce s-a întâmplat în sezonul trecut, când a dus Robertson jumătate de sezon singur. Acum la început era scârțit un pic, din nou sunt probleme, nu atât programul, cât faptul că pare să fie încă destul de fragil. A jucat foarte bine cât a jucat, dar nu pare să se fi rezolvat întru totul. Așa că fizică și atunci mai bine nu riști. Pachetul ăsta de meciuri mai ridică niște probleme. Cât jucători de la Liverpool mai trebuie să ții în rândul ăsta de meciuri? Și pentru mine răspunsul este Mohamed Salah. Exact. And Mo Salah. Come that's it. Forever. Pentru că mai este ceva. Cu Jota, cred că riscăm să vedem că nu este titular în meciul ăsta cu City. Firmino a revenit, a dat două goluri în Champions League din postura de rezervă. Jota a fost ținut destul de mult în teren și atunci ceva îmi spune că Firmino este omul titular, numai pentru că probabil Klopp tactic se bazează mult mai mult pe o prezență lui Firmino în teren într-un meci cu Guardiola, da. Și te poți trezi liniștit cu Jota pe bancă la meciul cu Manchester City. Da, e un meci așa ar trebui să gândească și Jurgen Klopp. E un meci destul de complicat pentru Jota, pe când celălalt are experiență mult mai mare și ajută echipa mai mult. Aici trebuie să tragă toți pentru Mo Salah. Nu o să-i convină lui Mane că spunem asta, dar... Nu, deci, să încercăm să... Ideea este că toți cei trei din atac au fost schimbați în meciul cu FC Porto. Diferența fiind că Salah și Mane au fost schimbați în minutul 66, da? La momentul ăla scorul era, să încerc să văd, 3-1. Era 3-0. 3-0 era scorul și au luat un gol după aceste schimbări. Dar intrând Firmino, au mai dat două până la final și au bătut cu 5-1. Minutul 66, așadar Salah și Mane scoși pentru menajare la scorul de 3-0, în vreme ce Jota a fost ținut până minutul 88 în teren. Eu zic că șansele sunt mult mai mari ca Jota să fie rezervă în partida cu City. Asta aviz celor care îl au pe Jota, pentru că eu cred că el diseară urmează să scadă în preț, de la 7,7 va pica la 7,6, și în același timp nu știu dacă mai merită să-l ții pentru pachetul următor de meciuri, pentru ceea ce urmează. Este meciul ăsta cu Brighton acasă care te-ar tenta, sau un meci cu Watford în deplasare, dar pentru mine este unul din cei trei pe care o să-i sacrific. Eu am de ales între Bruno Fernandes sau Jota. Și nu pot să mă convingă nimeni că este mai bună investiția să rămân cu Jota în loc de Bruno Fernandes, pe care îl știu titular în fiecare meci
și chiar dacă a avut o etapă nasoală weekendul trecut, cu atât mai mult, după cum îl știm pe Bruno, este motivat să arate ceva mai mult în campionat. Așa că, între a alege pe ăștia doi, prima prioritate pentru mine este să rezolv problema cu Jota. După aia o rezolv pe cea cu Bruno. Da, corect. Și dacă banii ne permit să facem asta, atenție, că mulți dintre cei care au de luat o decizie de genul ăsta, dacă mai sunt cei în situația mea, cum am eu pe Bruno și pe Jota, poate că ar zice, eu am nevoie de banii de la Bruno în jos pentru a putea să finanțez ce mai am de făcut. În cazul meu nu am nevoie, pentru că renunț și la Trent și la Jota și în condițiile astea deja reducând mult masa de investiție, trecând la jucători mai ieftini, deja îmi pot permite să fac trecerea în sus la Lukaku pentru a avea și capitanul etapei. Așa că asta este problema și cred că în momentul de față Salah este omul pe care trebuie să-l ai. Este la 60% extraordinar nivelul de popularitate în FPL, așa că este omul pe care să-l ții și cred că îl țin pentru că foarte probabil va fi capitanul meu în 8 și capitanul meu în 10. Și în rest, Lukaku în celelalte două. Pentru că Lukaku da. Are meci cu Southampton și cu Norwich acasă, în cele două meciuri, 7 și 9. Și atunci Lukaku va fi capitanul meu în 7 și 9, Salah în 8 și 10. That's it. Simple. Să vedem acum dacă Lukaku este în formă, dacă nu s-a lăsat pe tânjeală, că începuse bine campionatul, dar după cum știm, îl știu de la United când era la noi, are perioade între astea în care se plioștește, când nu merge bine echipa, e foarte influențabil așa și foarte sensibil la mediul înconjurător, la factori externi. Echipa cu Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson. Și exact ce vedem, Jota nu mai figurează în formula probabilă de start. Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Firmino și Mane. Da, asta ar fi decizia cea mai bună pentru club. E ceva ce cunoaște, este ceva ce poate controla, ceva ce a testat de-a lungul anilor. Jota ar fi ceva ce ar putea să-l surprindă pe Guardiola, să zicem, dar cred că ar vrea puțină stabilitate Klopp, să lucreze cu instrumente pe care le cunoaște și eventual Jota să surprindă dacă e nevoie să schimbe ceva în meci. Așa da. Că de asta cred că pe varianta asta se va merge. Da, dacă nu merg bine lucrurile, să zicem că îl poate introduce în a doua repriză pe Jota. Exact, are o opțiune să schimbe ceva tactic în timpul meciului. City, cu oameni defensiv în bună măsură în vârful clasamentului, doar Jesus apare pe acolo, pierdut. Da? El este cel mai puțin popular dintre oamenii ăștia, uite acolo la 7%. În rest, toți sunt pe zona asta, uite, pe Ederson și Dia și Cancelo mult mai populari, în vreme ce Jesus este pe acolo cu Laporte și cu Walker în aceeași zonă. Acum, meciurile următoare, o să încerc să explic din ce cauză recomand jucători de la City în echipa wildcard pentru pachetul ăsta de 3 meciuri. Burnley, Brighton, Crystal Palace. Cine va juca wildcard? Am mai spus încă o dată, de ce nu vreau să fie wildcard-ul etapa asta este pentru că avem meciul dintre City și Liverpool. Și acolo vei dori în bună măsură să iei jucători de la City pentru pachetul ăsta de 3 meciuri. Dar te încurcă pentru că iei pentru un meci cu Liverpool etapa asta. Nu-ți convine să faci asta, dar dacă trebuie să joci, dacă simți că asta e etapa în care ai de jucat wildcard-ul, o vei face pe ideea că îți iei de acum ceea ce vrei să ataci și în pachetul următor. Și de asta o să vedeți jucători de la City la mine în recomandare, pentru că pachetul ăsta de 3 meciuri este foarte bun. Marea problemă, ca de obicei la City, cine sunt oamenii pe care să te bazezi? Cancelo este pentru mine o recomandare, pentru că în continuare Zinchenko este indisponibil și atunci Cancelo poate să acopere atât banda stângă precum poate să acopere și o eventuală odihnire a lui Walker pe partea dreaptă. Deci el este polivalent și ar putea să aibă șanse mai mari de a figura titular, deși un meci îl poate rata oricând, că așa este Guardiola. În rest, Diaz este a doua opțiune cu 6,1.
Acum, mai este opțiunea mai ieftină, la 5.5 Laporte. Problema cu Laporte este că trebuie să ne gândim că la un moment dat va juca și Stones. Și Stones cred că va intra în locul lui Laporte, nu în locul lui Diaz. Pare că Diaz este omul pe care îl va ține mereu în echipă și va mai schimba din când în când, dacă îi dă un meci lui Stones, îl va da în schimbul lui Laporte. Mai este ceva de discutat aici. Laporte a jucat și fundaș stânga în anumite momente. Și atunci ar putea să joace pe stânga Laporte, central Stones și pe dreapta Cancelo. Deci toate astea sunt opțiuni pentru Guardiola, la fel cum Ake a mai jucat fundaș stânga și ni-l poate arunca din echipă pe Cancelo în orice moment, din banda stângă. Deci astea sunt riscurile pe care ți le asumi dacă ești jucător de la City. Dar ai spune că vrei jucători pe care măcar două meciuri să le vezi jucate, ideal ar fi să fie cele două de acasă, Burnley și Crystal Palace, dacă e să rotească pe cineva să o facă în deplasare, dar cum îl știm pe Guardiola, da, el mai degrabă o să te încurce pe meciurile astea bune și o să ți dea titular în meciul greu. Mai complicată, dar totuși cred că Diaz este un jucător care va rămâne în marea majoritate a partidelor. Ederson poți să fii sigur, și probabil că e destul de scump, da, față de alți portari. Ar fi trebuit să fie De Bruyne, dar eu știu, să revină la... Să vedem, nu știu, etapa 8 vine puțin cam repede să știi ceva despre De Bruyne, doar dacă te convinge în meciul cu Liverpool. Altfel încă nu-ți vine să bagi mâna în foc că De Bruyne merită investiția, pentru că el costă foarte mult, este la 11,9 în momentul de față. Să dai banii ăștia... Să dai banii ăștia pe un De Bruyne pe care nu-l știi 100% încă stabilizat în echipă sau revenit la forma dinainte accidentării, stai puțin pe gânduri, e un risc destul de mare, dar nimic nu ar fi surprinzător ca De Bruyne să fie adevăratul superstar la ăstora trei meciuri. Să fie exact meciurile cu care Guardiola îl bagă în formă de sezon. Deci, bineînțeles că este o opțiune. N-am vorbit despre el pentru că încă statusul lui este destul de incert. Trebuie să-l vedem în meciul cu Liverpool să ne dăm seama ce ar putea să reprezinte. Și oricum, încă eram la nivelul defensiv. Ofensiv, ținând cont de ce am spus de De Bruyne, pentru mine rămâne varianta Jack Grealish. Pentru că este o variantă de risc redus la preț, doar 8 milioane. Pare că joacă mult mai mult decât ceilalți, adică este mai puțin expus rotației lui Guardiola. Prin asta nimic nu ne spune că exact în astea trei meciuri ar putea să-i dea odihna, că vezi, Doamne, a jucat în toate meciurile grele, să-l odihnim pe băiet în unul din meciurile astea ușoare. Deci există riscul ăsta mereu. Dar dintre cei din față, aș spune că Grealish este recomandarea pe care să putem să o facem, pentru că este și o variantă redusă de risc la preț. Doar 8 milioane. Asta este. Îți asumi faptul că unul din meciuri poate îl ratează. În rest, ceilalți, eu știu, te gândești la Mahrez, să zicem, da, este 8,7, mai scump decât Grealish, Sterling este 10,7, puțin, n-ai foarte mult ce să recomanzi. Foden este la 7,9, da, probleme. Iar în cazul lui Mendy, suspended by club, fraților, Mendy urmează să apară în fața tribunalului pentru a vedea cum scapă din procedurile următoare de încarcerare. Așadar, City pentru pachetul ăsta care vine sunt o propunere foarte interesantă. Este motivul pentru care în momentul ăsta n-aș fi recomandat wildcard-ul, pentru că vrei să scapi de meciul cu Liverpool și după aia să intri direct în jucătorii pe care ai vrea să-i targetezi de la City. Dacă o faci etapa asta, îți asumi riscul, se poate întâmpla orice în meciul cu Liverpool și poate exact oamenii pe care ai mizat brusc nu-ți mai sunt disponibili pe pachetul ăla bun de 3 meciuri al lui City. Spre deosebire de sezonul trecut, unde De Bruyne era, De Bruyne și Ederson erau opțiunile safe, acum cred că Ederson și Diaz mai degrabă defensiv decât ofensiv, că acolo va schimba ăsta. Și îl știm că face chestia asta și riști, e la inspirație. Uite, de exemplu, să-l iei pe Mahrez într-un meci, să fie și titular, să facă și un meci grozav, da, poți să dai lovitura, dar cine știe. Efectiv, eu cred că un jucător al City îl iei pentru pachetul ăla și gata, închizi aplicația și lași acolo până să trec alea trei etape. Că altfel ai fi tentat să-l dai afară poate după primul meci în care l-ai luat, ți l-a pus rezervă, paștele măsici, să-l și vinzi.
și după aia să-l joace două meciuri, știi? Adică ai situații de genul ăsta. Mă rog, este ruleta rusească de câte ori intrăm în secțiunea City, Chelsea, e foarte multă rotație și da, este high risk, high reward, ai putea spune, da? Îți asumi riscul și dacă ți iese, de obicei a ieșit foarte bine per total, dar trebuie să ai răbdare și trebuie să ai nervii tari, într-adevăr, să duci ceea ce ai putea trăi având jucătorii lui City în echipă. Andy, ne vom duce acum înspre recomandările de etapă. Adică, echipa Free Hit, mai spun o dată, este o echipă pe care nu vă recomandăm să jucați Free Hit etapa asta. Vă recomandăm jucători pe care îi considerăm importanți în etapa asta și o să vedem câte puncte ar strânge ei până etapa viitoare. Este o mențiune de făcut aici. O să vorbesc în special despre segmentul de atac. Ia uite, echipa Free Hit. În atac este un buget de doar 94 de milioane. Dacă aveți încredere în atac, de exemplu un Cristiano Ronaldo, aveți bugetul la dispoziție în formula asta să treceți în loc de Wood Cristiano Ronaldo. Dacă vreți. Există inclusiv marja asta că poți să pui 6 milioane peste prețul lui Wood și să ajungi la Cristiano Ronaldo încă în buget. Da? Așa că nu e niciun fel de problemă să poți să ajungi dacă ai mai mult încredere în Ronaldo. Dar Andy poate te surprinde plăcut să vezi că este Chris Wood acolo în opțiunea asta pe care am pus-o chiar normal și puțin în fața lui Ronaldo etapa asta. Mendy în poartă în meciul cu Southampton pentru că mi se pare varianta mai sigură decât Rudiger pentru a fi în echipă în etapa asta. De aia este Mendy pus acolo pentru clean sheet-ul eventual al lui Chelsea în meciul cu Southampton. Uite cele două opțiuni defensive de la Burnley pentru meciul cu City. Amândoi sunt puși acolo, Loughton și Taylor. Amândoi la 4,4 pentru meciul cu Norwich de acasă. Pentru că un meci pe care îl joci cu Norwich acasă, automat îți spune că trebuie să iei 3 oameni de la echipa aia. Și în cazul lui Burnley, am luat 2 defensivi și 1 ofensiv. Cei 2 din spate plus atacantul Chris Wood. Wan-Bissaka, pentru că eu cred că Everton se va încurca. Shaw nu sunt sigur dacă va juca, iar legat de Varane sau Lindelof nu aș vrea să mă bag defensiv acolo, dar Wan-Bissaka acum rămâne de văzut. Uite-te pe bancă, am pus Semedo sau Vestergaard, având meciuri cu Newcastle sau cu Crystal Palace, oricare dintre ăștia, dacă simțiți flare-ul că este mai bun decât Wan-Bissaka pentru meciul cu Everton acasă, se poate merge pe varianta asta pe care am pus-o acolo de rezervă, da? În rest, mijlocul cu Rafinha, meci cu Watford acasă, Sar, meci la Leeds, adică doi adversari între ei, dar amândoi pot să facă ravagii în atac, Mount pentru meciul cu Southampton de acasă, Benrahma, meciul cu Brentford de acasă de West Ham și în atac Antonio pentru acest meci cu Brentford și capitanul recomandat pentru etapa asta, Lukaku, Chelsea în meciul cu Southampton. La capitolul rezerve vedeți și voi, doar în situația în care din orice motiv Mendy n-ar juca, l-am pus pe Jose Sa de la Wolves, la fel cum defensiv meciul cu Newcastle ți-l poate recomanda pe oricare, având bani am pus Semedo pur și simplu și Harrison de la Leeds ca o variantă de mijloc de rezervă. Spune Andy părerea ta despre echipa asta și cu mențiunea că da, poți să pună oricine în loc de Wood, Ronaldo, pentru că de-aia am lăsat bugetul disponibil. Dar da, trăim și vremuri de genul ăsta în care îl recomandăm pe Chris Wood înainte de Cristiano Ronaldo. Păi da, că doamna Delia e cea mai bună prietenă a omului în FPL, în vreme ce Gladiola e cel mai mare dușman. Asta sunt de acord. Da. Așa că asta e recomandarea de etapă. E ceva ce ți-a sărit în ochi? Ceva ce îți dă de gândit din echipa asta? Ok. Deci e ceva ce oricum am discutat de-a lungul emisiunii și nu sunt teme noi. O să mergem înspre echipa de wildcard, care interesează mult mai mult pentru că sunt ținte de termen lung. Sunt ținte pe care dacă astăzi te-ai hotărât să joci wildcard-ul, atunci ai niște jucători pe care ar trebui să te bazezi o perioadă mai lungă. Hai să-i vedem. Ăștia sunt fraților. Ramsdale în poartă, împreună cu rezerva Foster. Ăsta este un buget de 99,6, aici chiar s-au cheltuit banii. Și nu mai este Mendy în poartă pentru că Rudiger este acolo și
pare să fie cea mai bună opțiune. N-a mai mers cu dublu defensiv Chelsea pentru că a mers dublu ofensiv. De asta nu mai avea cum să apară acolo Mendy. Mount și Lukaku sunt cei trei care completează alegerile de la Chelsea pe termen mai lung. Cancelo și Taylor, Cancelo, varianta defensivă de la City, da, puteți să vă gândiți la Diaz oricând, este același preț. Dacă vă dă mai multă încredere, puteți alege Diaz, dar Cancelo doar pentru puțină explosivitate mai mare, da? E puțin mai exploziv față de ceea ce îmi place mie să văd în FPL, de asta aș merge mai mult pe Cancelo. Și Taylor de la Burnley pentru varianta defensivă de buget pe care ți-o poate da Burnley în perioada următoare. Mijlocul cu Rafinha, Mount, Grealish, Salah. Și repet, nu-mi convine să-l văd pe Grealish adus atât de repede, pe Cancelo adus atât de repede, dar trebuie să o faci dacă joci wildcard-ul etapa asta, că o să-i vrei în următoarele 3 etape după asta. Și atunci de asta sunt deja în echipă Cancelo și Grealish. În vreme ce Salah rămâne în echipă pe argumentele pe care le-am spus în episod, Antonio este în atac în continuare, pentru că va fi ceva ce poți rezolva în etapele următoare, să mergi înspre alt atacant dacă vrei să migrezi spre altă zona atacului. Apoi Wood rămâne pe varianta de termen lung, Lukaku un capitan pe care ne bazăm în momentul de față și, cum am spus, să alterneze banderola de capitan cu Salah în etapele următoare. La completarea lotului, Foster, portarul de 4.0, apoi avem Smith Rowe la 5.3, White, Ben White de la Arsenal doar 4.4 costă și în anumite meciuri în care ai încredere că Arsenal ar putea să țină clean sheet, poți să mergi cu 2 defensivi de la Arsenal, și White și Ramsdale. Și în fine Livramento, 4.2 de la Southampton, poate în câteva meciuri, dar în orice caz, varianta ce a rămas de buget. Așa că astea sunt recomandările. V-am spus, nu este ideal pentru că n-ai vrea să joci wildcard-ul tocmai acum, să pui față în față jucătorii lui Liverpool cu City, dar dacă o faci, vrei să ai deja jucători de la City din etapa asta. Ceva ce ai notat, Andy, sau ceva ce te-ar fi convins după ce ne uităm pe asta? Mi-am făcut multe notițe în timpul emisiunii. Da, Lukaku, Wood, acolo cu Antonio nu sunt foarte sigur. Urmează să fac, eu mă gândesc la mine acum, ce urmează să fac după etapa asta. Așa, Salah, Grealish, da, Mount sau Kovacic, Rafinha iarăși, nu am încredere în Leeds, nu că n-aș avea încredere în Rafinha. Rüdiger, eu probabil că o să-l aleg totuși pe Diaz, cred, în etapa următoare. Da, și acolo Taylor, da, portar, nu știu, e complicat. Bun, oricum câteva opțiuni sunt aici, vor fi mult mai relevante cele din etapa 8, când chiar credem că este o etapă bună de wildcard pentru multă lume, cei care au avut răbdare să treacă peste etapa asta, să ajungă la următoarea, o să vedem și vă recomandăm în episodul următor mai multe soluții. O să vedem câte puncte vom scoate, în orice caz, după cum vedeți, sus, între mine și Andy sunt 19 puncte în momentul de față, eu am avut săgeată roșie, Andy a avut săgeată verde și diferență de 500.000 de locuri, sunt în 19 puncte. Deci, în momentul de față, locul din clasament este foarte puțin relevant. E important să adunați puncte și să vă concentrați pe planul pe care îl aveți. Pentru că nu sunteți nici aproape, nici departe de Pluton, în bună măsură, dacă sunteți în zona asta. Așa că vă urăm multă baftă, să vină pentru voi bine etapa 7, după care avem 2 săptămâni de pauză, pauza internațională până la etapa 8. Este un alt element pentru care n-am recomandat foarte mult wildcard-ul, pentru că pauza asta vă poate expune la multe necunoscute și multe indisponibilități după ce ar reveni fotbalul în Premier League cu 2 săptămâni de pauză. Așa că să sperăm că vă iese bine, fie că jucați wildcard, fie că sunteți pe alte variante în săptămâna asta. Pentru mine va fi săptămâna nebuniei, nu știu, trebuie să mă uit să văd în istorie când am mai făcut eu minus 8, dar etapa asta m-am hotărât să o fac și argumentul este că prin acest minus 8 îmi aduc și capitanul de care am nevoie și îmi setez echipa destul de bine pentru a nu folosi wildcard-ul acum și a-l avea la atac în secvența bună de meciuri, etapele alea 14, 15 încolo. Așa că astea sunt argumentele în momentul de față. Sperăm că ne iese bine la toți și vouă și nouă. Andy, multă baftă, să le spunem multă baftă celor care ne urmăresc. Ne vedem la episodul următor. Salutare, fraților, numai bine!